Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, ca de obicei cu un invitat mai deștept ca mine și mult mai conectat la tot ce înseamnă mai degrabă politică, o chestie care nu ne place, dar ne conduce viețile. Domnilor și domnilor, băieți și fete, Dragoș Pătraru. Salut! Bine ai venit! Bine te-am găsit! Ai venit cu tricou, cu merchandise-ul. Facem plasarea de produse la început. Da, gata, și scăpăm. Și pe aia mergem la discuție. Și pe stareanației.ro, slash magazin, găsiți tot acolo. Gata? Gata, s-a terminat. Adus-o un pic mai aproape. O idee, uite așa, mai înclinăm un pic, ca la podcast. Da. Tu nu-ți faci? Ba da. Așa, fă-ți și tu. Exact. De aici plec la altul. Toată lumea pe podcast, dar nu mi-am propus să facem astăzi o discuție generalistă. Că tu ești de la Ploiești, eu sunt din Brașov, acioat pe aici. Cred că ne putem pune să vorbim, tu vorbești de sport, eu pot să vorbesc de case și cred că este o discuție nesfârșită. Da. Mi-am propus o discuție mai aplicată. Despre condiția jurnalistului în mileniul digital, că zic așa, în era digitală. Sunt foarte multe podcasturi generaliste, încerc să le mai nișez un pic, știi? Ok. Și uitându-mă la evoluția ta, dincolo de ceea ce faci tu, că pentru unii pari activist, pentru alții pari gură mare, pentru alții pari alu ăla, n-aș vrea să sap foarte mult în istoricul tău, ci aș vrea mai degrabă să mă duci un pic prin călătoria asta de la jurnalist de provincie la antreprenor hibrid. Că la cum te văd eu pe tine, nici pe tine nu prea te mai interesează pe ce platforme ești, deși ești și pe TV, ești și pe online. Mai ești pe print la Ploiești? Nu. Nu mai ai renunțat? Nu, am renunțat. Sângerai bani acolo? Da, asta una. Și al doilea, unde nu ești și nu ai cum să delegi foarte bine, nu faci treabă. Adică era foarte greu. Și am renunțat în 2014. Ok. Adică de mult, da. Deși printul îmi place la nebunie. Păi, da. Cine a cunoscut printul, și Lorena, soția mea, și ea a lucrat foarte multă vreme în print și se îndrăgostă în conare de print. Așa că ai auzit, dar se relansează, e a doua venire Top Gear în România. Vine Good Food. Mai sunt niște tentative de genul ăsta. Acum, mie îmi sunt dragi și sper să aibă succes. Dar nu știu cine o să le cumpere și de unde. Da, e foarte, foarte greu, pentru că s-a modificat obiceiul de consum cu totul și nu mai ia lume. Eu îi sfătuiesc pe oameni când merg înainte de pandemie, avem turneul nației și mergeam în fiecare weekend undeva și ne și plimbam cu ocazia asta și mă întâlneam cu oamenii. Era o chestie pe care n-am mai văzut-o, oamenii se organizau, adică acele comunități se organizau, luau o sală și mă chemau. Noi ne-am organizat, pe data de 17 puteți veniți la noi, vin. Și eu mergeam și vorbeam acolo, se adunau 100, 200, 300, 600, am avut săli cu foarte mulți oameni și le spuneam, băi, în comunități, mai ales în comunitățile mici, mai ales în provincie, trebuie să vă strângeți în jurul unor titluri locale, că e vorba de print, că e vorba de un post de radio, că e vorba de o televiziune locală și trebuie să cotizați, să plătiți, adică să înțelegeți că voi susțineți produsul ăsta, că poți să-l sun pe ăla. Băi, cum e trebuie? Am și eu o problemă, uite, nu pot să ies din curte, că sapă vecinul și n-are autorizație și nu știu ce, vină până aici, fă ceva, adică asta trebuie să întâmple la nivel local și noi nu avem această educație, adică... Păi așteptăm să ni se dea de sus, să vină cineva să ne rezolve. Da. Ca jurnalist de provincie, cred că ai întâlnit foarte des chestia asta. Bine, ăștia de la Ploiești, din câte am auzit, sunt mai republicani, așa, sunt un pic mai bățoși, dar la mine la Brașov trebuie să recunosc că oricât de tare m-aș lăuda eu cu brașovenii mei, bă, când aveau o problemă, le era jene să iasă în față. Sunau la televiziune și am trecut prin aproape toate televiziunile locale până să plec și eu de acolo și zicea, știți, am o problemă și ce perfect, venim să vorbim. Da, dar n-aș vrea să zic eu, ca să nu... Că n-aș vrea să știe că eu am zis. Da. Da, în primul rând să lămurim asta, o lămuresc peste tot pe unde merg cu Ploiești și cu Republica, deci s-au îmbătat niște băieți aia cu Republica. Da, bineînțeles. Deci nu e... Da, e mișto. Da, e mișto să zice să astea, dar... Părinții fondatori de la Ploiești. Ok, da, așa. Multe chestii se întâmplă bine la beție. Da, pentru că erau foarte multe cărciume acolo și era într-adevăr o dezvoltare mai mult și atunci să bea mai mult. Și au băut niște băieți într-o seară și s-au declarat Republica. Asta e toată treaba. Apoi, da, într-adevăr, oamenii nu vor să iasă în fața asta, le și primesc, uite, în dimineața asta am citit 4-5 mesaje fix pe zona asta. Vreau să vă spun ceva despre Xulescu,
Dar dacă nu știți de la mine, adică uitați și niște acte, uitați și niște lucruri, dar nu eu, pentru că nu ne asumăm, nu avem minime cunoștințe despre cetățenie și despre asumare, despre ce înseamnă. Da, mă, eu vreau să spun asta și îmi asum chestia asta și pentru că fiecare... Încă dacă e adevărul, ar trebui să-l spui. Da, dar fiecare are treaba asta, nu vrea să se implice și eu le spun, domne, ok, noi mergem, cercetăm ceva sau vorbesc cu un coleg, că noi n-avem, toată lumea zice că noi avem departament de investigații, n-avem, suntem o emisiune căpușă, luăm și noi ce produc alții, știi, și asta e definiția de fapt a emisiunilor. Ai ceva echipă. Da, avem, dar nu lucrăm cu ce se discută în societate, cu ce se cu ce ne propunați. Hai să nu zicem căpușă, este simbiotic. Da, ok. Sună mai bine așa. Mersi. Ca Vâscu sau ca, nu știu, sau da. Ăla-i parazit. Da. Nu mai contează. Așa. Și într-adevăr există această teamă oamenilor de a-și asuma lucruri. Am mai scăzut un pic, dar la începutul carierei mele țin minte că cel mai greu era nu să fac investigații, ci să iau părerea oamenilor pe stradă, să fac vox pop. Mm-hmm. Și pe stradă întrebam 10 oameni, 9 mă refuzau, erau prea ocupați, toată lumea se grăbea undeva când vedea microfonul. Și al 10-lea era de obicei nebun și ziceau tâmpenie. Da. Și e foarte greu să găsești oameni, că toți avem o nemulțumire, o problemă în legătură cu ceva, dar vezi foarte puțini oameni care au curajul să o spună. Și mai e o categorie care e chiar mai numeroasă. Sunt acei oameni pe care eu îi blochez cu următoarea întrebare. Deci îmi relatează un caz, mă sună ziua, noaptea, dimineața, am început deja să nu mai răspund pentru că nu mai pot. Adică la orice oră și stau și zic cumva, uite, vineri m-a sunat un domn din Vaslui care voia să-mi explice, l-am oprit la timp după vreo 10 minute, pentru că nu la rezistam. La timp, 10 minute. Da, așa... cum o bucată de teren, n-am înțeles, de 500 de metri pătrați, era ceva cu ea acolo și primăria nu-i dădea răspuns de un an la o solicitare. Și aia s-ați făcut vreo plângere? Adică ați vorbit cu una, ați mers legal cumva? Păi nu, v-am sunat pe dumneavoastră. Oamenii au impresia că lucrurile, pentru că au și văzut că lucrurile se rezolvă așa, da. Mai ales de când cu pandemia, bă, scrie presa despre ce ți s-a întâmplat, ai o șansă să nu te mai lase închis în salon, să nu mai faci, înțeleg, dacă vine presa, dacă scrie presa. E o iluzie chestia asta, pentru că nu, presa nu rezolvă mai nimic. Nu e neapărat o iluzie, că s-au văzut cazuri rezolvate. Uite, femeia săraca, femeia cu acel om, bărbat de 52 de ani, mort până la urmă după rănile, cel care a fost dus în Belgia, da. Cu arsuri, cu nu știu da. Ce. Și a zis, singurul meu regret, am văzut o declarație săptămâna trecută, este că n-am ieșit de vineri în presă, pentru că dacă ieșeam de vineri, câștiga acele zile care s-au dovedit a fi... E o lecție de învățat așadar pentru oameni să-și asume. Bă, asta e problema mea, asta am de spus, asta problema e că nu știm cum funcționează instituțiile. Asta e cea mai mare problemă. Și ne frică că vine securitatea încă, probabil. Da, da, adică băi, mă duc acolo, dar dacă mă duc și reclamă, ăla are relații și nu știu, am văzut inclusiv cu, nu știu, cu femei care erau bătute. Soțul era polițist sau consilier local sau ceva. Nu, că dacă spun ceva, adică și cum vrei să spunem asta fără să spunem că e vorba despre tine, fără să spunem, exact. Că nu ai, adică ești închis pur și simplu. Să spui o poveste la televizor ca să te regăsești tu în ea și știm doar noi doi că am vorbit despre tine, nu există treaba asta. Și da. Oamenii nu știu, bă, cum funcționează o primărie? Care sunt atribuțiile Consiliului Local? Ce face un parlamentar? Da. Ce face, că toată lumea scrie, primesc mesaje, poți să-ți arăt în telefon, vă trimis și dumneavoastră această scrisoare pe care am trimis-o, la președinte, la guvern, la nu știu ce, la... și când ei se ceartă cu vecinul pe un WC-ul și a pus-o la WC-ul mai încolo. Asta este extrema cealaltă. Asta știe să scrie instituțiilor, dar se ceartă despre prostii. Da. Și hai să dăm un pic înapoi, așa, dar plecăm de la condiția asta de provincie, că mai mult sau aproape toți suntem provinciali, da? Adică sunt foarte puțini oameni din capitală care să fie bucureșteni autentici, sunt foarte puțini. Cei mai mulți suntem venetici în viețile noastre, ne mutăm de colo-colo, ne mută viața și plecând de la Ploiești, ai ajuns să fii antreprenor digital în București. Cam cum arată drumul ăsta? Nu, eu fac naveta în fiecare zi. Adică eu... Deci ești, te consideri încă ploieștean. Da, da, da. Doar că... Și totuși trebuie să faci naveta. Aici lucrez, da, da. Fac naveta în fiecare zi. Aici lucrez. Acum ne-am amenajat la Otopeni. M-am dat un pic mai aproape, dar nu mai mult, că am zis să poată să ajungă invitații. Asta e capcana. Da.
Da. Ca să vină invitații. Să vină invitații, că altfel îi chem până la Ploiești e destul de greu. Deși am fost la atât să facem la Ploiești, doar că nu ne-am înțeles cu armata română. Și cu armata. Da, cu armata română. Armata română are o sală la Ploiești, la Casa Armatei, cum e peste tot. Casa de cultură a armatei. Da, da, da. Și o sală din 1900, toamna într-o paragină incredibilă și noi am zis, bă, putem să investim aici, să facem o sală frumoasă, o facem și o trupă de teatru independent, facem că era o sală de spectacole și atunci am fi făcut acolo. Ne-am înțeles, am făcut contractul, am băgat și niște bani, am băgat peste 1500 de euro să zugrăvim. Prima chestie, hai să zugrăvim. Grăvim, să facem un pic curaj și apoi ne băgăm cu tot ce trebuie. Și nu puteai să semnezi decât de la o lună la alta contract. Nu cred. Zic, băi, eu vreau să investesc peste 100.000 de euro, sunteți nebuni? Cum adică? Și să scoală unui general într-o zi și vine și zice, bă, ia afară de aici, mă, că de luna viitoare intră teatrul de păpuși. Sau da, nu mi-a plăcut aseară emisiunea. Zic, mie îmi trebuie și mie ceva, nu putem să fac. Nu, că trebuie hotărâre de guvern. Hai să mergem la aia, să le zicem, uite, bă, ai o propunere mai bună? Adică eu vin și îți dau cât cer tu, 5.000 de lei. Starea Nației trebuia să filmeze la Plești. Da. Și în această vară am început și abandonat proiectul într-o foarte lună. Tare, bravo! Măcar să fail fast, cum zic băieții ăștia. Da, 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 extraordinar. Ok. Dar să știi că eu aș fi venit, că de la mine la Ploiești e mai aproape decât de la mine exact, în București. La foarte mulți, foarte mulți. Adică eu vin de la mine din poartă până unde avem acolo la Otopem, fac 30-35 de minute, iar Marote, omul de la tehnic de la noi, omul bun la toate, vinând în Berceni și face o oră jumate. Mamă, săracu! În fiecare dimineață. Adică este infernal. Deci tu vii de la Ploiești, dar trebuie să te asumi faptul că acum ești perceput ca fiind de la București. Da, da, da. Ești da, unul da. Dintre ăia mari de la București, cu emisiune, cu echipă, cu da, alea. Da. Chestii care, dacă spune că ăsta este un produs din Ploiești, ar fi fost o chestie pentru piața locală. Și cu toate astea, rămân la nivel local, tu înțelegi mai bine decât cei mai mulți de aici, de la București, cât de valoroasă este partea asta de comunitate și de media locală. Și hai să explicăm oamenilor care se uită la noi, care se uită, spre exemplu, la un podcast făcut de, nici măcar nu contează de unde, dar tot de la București mă percep probabil și pe mine, acum și pe tine. De ce e atât de importantă media locală? Tu ai atins chestia asta, că să ai la cine să suni. Bă, dar e mai important de atât. E evident că e mult mai important de atât. Sensul ăsta al unei comunități este mult mai presus. Oamenii trebuie să știe, odată aparții unui loc, ai văzut, bă, sunt de aici. Știi? Bă, dar de unde? Știi unde e gara, știi unde sunt toate. Sunt puțini care sunt de aici, mai ales în jurul unor orașelor mari, sunt cartiere dormitor deja. Da, într-adevăr, dar acolo unde crești, okay, unde știi, te dezvolți ca om. Eu stau acum, mă uit la, că e așa, pe generații, știi? Și uite, fiul meu face basket, de pildă, de vreo 7 ani, are 14, acum face de pe la 7 ani. Și vezi cum s-au transformat locurile, știi? Și îi explic, uite, aici băteam mingea, s-a ridicat chestia asta, era cum ne povesteau ai noștri. Bă, aici era un câmp, frate, unde-s blocurile astea și ieșeam la fotbal și făceam nu știu ce și la. Uite, îl dul la stadion. Bă, uite, mă, stadionul arăta așa, hai să-ți arăt. Era așa, era doar cu o tribună, cu nu știu ce. Adică sunt lucruri și simți cumva că aparții locului, într-un fel. Acum, nu mai e atât de pronunțată treaba asta, dar la noi cred că suntem ultima generație ăștia care, nu știu, suntem așa 40 plus, care am mai trăit lucrurile astea foarte, foarte așezat, întâi în comunism și apoi mai departe, anii 90, apoi după 2000 deja mobilitatea asta a devenit factorul principal. Iar acum, iată, tehnologia vine să te ajute să produci de oriunde, da? Tu ai făcut din vacanță, ai făcut... Da, am făcut de acasă, din vacanță, de oriunde. Acasă, de oriunde. Asta zic, că nu mai contează. Am avut material la care n-am mai spus unde sunt, pentru că nu contează. Mă întrebau oamenii unde ești. Sunt online. Da. Bă, sunt aici, da. Asta ar putea să ajute tehnologia, astfel încât să poți să rămâi în locul respectiv și să creezi acolo valoare și tot ce trebuie pentru comunitate și să ai un produs internațional. Stau de vorbă cu mulți oameni, mai ales copii, care încep lucruri, care încep proiecte, care și zic că te-ai gândit la o variantă în limba engleză? Măcar, sau la subtitrare, sau la tot felul de lucruri. Uite, noi vrem acum să facem
starea nației, dar să ne adresăm întregii lumi cu un produs, o dată pe săptămână. Și facem starea lumii. The state of the world. Da, 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 exact așa i-am zis. Și să o prezinte un copil. Deci un copil, bineînțeles, noi facem texte, facem gândirea, facem... Dar un copil care ia la întrebări pe puternicii lumii. De unde? Din fundul Europei, frate, din România. Adică contează ce întrebări pui. Corect. Și cum te raportezi la lume și cum vezi lumea. Mai ales că trăim vremuri în care un pic de faimă instantanee din asta s-ar putea să lovească și să te trezești că un puș din Ploiești poate să ajungă vedetă internațională după ce a pus o întrebare lui Joe Biden. Da, dar și asta nici nu contează, că noi acum luăm, noi creștem permanent copii și pe partea tehnică și pe partea de, și lansăm produse, adică am transformat un pic treaba asta într-o casă de producție și le-am pus starea la toate și le dăm, de la starea muncii, starea planetei, starea sănătății, starea, avem multe produse care merg. Unele dintre ele au crescut atât de mult, de pildă starea sănătății, încât vor deveni produse de sine stătătoare, adică fantastic, cu site, cu revistă, deocamdată am zis că facem o dată pe an un almanah, ceva. Face enorm de multe lucruri, da. Așa se explică schimbarea de culoare la păr din ultimii ani. Da, da, da. Și nu numai schimbarea de culoare, că și pleacă. Și pleacă. Da, ce vorbești? Este, nu, da, se vede. Părul bun părăsește, deci, capul prost. Eu credeam că am o mică obsesie cu freza, dar tu ești un pic deasupra, ești mai sus un pic. Da, am înțeles. Ai perie? Nu, dar acum vin de la... Eu luni dimineață merg la frizer. Ah, ok. În fiecare luni dimineață, că trebuie să arăți... Mm-hmm. În fiecare zi la fel, și, pentru că și avem... Și după aia te culci ca liliecii ca să te țină toată săptămâna. Bă, da, cam așa. E foarte nasol. Nu, serios. Mă trezesc odată așa cu ăsta și... și caca! Da, da, da. Și am un păr foarte tâmpit, că nu stă deloc, adică trebuie așezat. Și am... Avem noi o frizăriță bună la care dacă te... Tot la freza asta o să ajungi, ok. A, da, am înțeles. Da. Nu, am zis că la vară, gata. Așa zicem toți. Dar da, nu se întâmplă. Așa, deci revenind la partea de comunitate, da, și insist pe chestia asta, pentru că găsesc greu oameni care să fie atât de apropiați și să înțeleagă atât de intim valoarea unei comunități. Dar din nou, freza asta așa grizonată, experiența asta de viață, mai ales... Grizonantă. Grizonantă. Da, vezi că e grizonant. La Vaslui sau unde? Nu, în Dex. E grizonant? Da, nu este grizonat. Ce tare! Da, caută să vezi. Mulțumesc pentru corectură, că am învățat ceva. Okay. Eu mă asigur că zic la început că am zis mai deștepți ca mine, ca să fie clar. Așa, cu freza asta grizonantă ta, așa, pare un pic, băi, mai lăsați-ne pe noi să zică, ar putea să zică ăștia tineri, că trăim într-o altă lume. Acum totul e global, internet, digital. De ce mă interesează pe mine atât de mult chestia asta locale? Hai să fim mai internațional, mai deschiși către restul lumii. De ce rămâne importantă comunitatea? Aici e o problemă. Că tu mi-ai zis mie o chestie de nostalgie, așa. Acolo am crescut, acolo era. Bă, mai e ceva în afară de nostalgie în comunități? Eu îi urăsc pe oamenii naționaliști. Adică urăsc naționalismul, urăsc extrema asta în care ne ducem cu noi, care avem trei boașe pentru că suntem români și talentați și nu știu ce. Și o spun mereu, inclusiv la televizor, bă, n-ai absolut niciun merit că un spermatozoid a înscris într-un anumit spațiu. N-ai absolut niciun merit. Putea să fie Siria, putea să fie Bulgaria, putea și să fii. Pe de altă parte, dincolo de locul în care te-ai născut, ești ceea ce ești tu și în urma acestor contribuții ale unor comunități. Pentru că, și aici, în legătură cu oamenii care îi detestă pe săraci, de pildă, inclusiv ăștia, coaliția de centru noaptea care e acum la putere, ăștia cu Turcan, cu Câțu, ăștia îi urăsc pe oamenii săraci, pentru că pur și simplu s-au născut săraci. Și tot discursul lor este despre cât de vinovat ești pentru că te-ai născut sărac. Eu am fost acolo, știu ce înseamnă să-ți pui problema dacă mâine mănânci sau nu. Și când îi văd pe acești oameni, vine să iau la pumni. Eu am avut totuși un noroc extraordinar că m-am născut într-un oraș care nu era nici foarte mic, care era foarte aproape de București, unde școala era la 50 de metri de bloc, chiar dacă urcam și coboram 10 etaje, chiar dacă se oprea curentul, da, nu dincolo de munte, pentru că dacă mă nășteam într-un sat, cum vorbesc și ei de la World Vision, că am primit și acum dimineață un comunicat, 71% dintre copii, adică este dezastru, și te nășteai acolo,
cu tot norocul tău de pe plan, cu toată voința ta, cu tot... cu spiritul toată... de național, cu... român. Nu, da, absolut orice, n-ai fi putut să ajungi. Sunt oameni poate mai talentați decât noi, mai buni decât noi, dispuși să muncească mai mult, deși nu știu unde ar încăpea mai mult de 16-18 ore de muncă, atât cât am băgat și băgăm în continuare de foarte multe ori. Poate tu, eu nu mai bag. Tu nu mai bagi, da. Eu m-am mai lăsat un pic că mă prejeam. Da, da. Și mie mi-a zis medicul, vezi că ești foarte aproape, da? Să te prăjești din punctul ăsta de vedere. E, și n-ai fi avut nicio șansă. Adică ești și produsul acelei comunități care toată, așa cum e ea, a contribuit la ceea ce ești. Perfect, plec la Los Angeles. E o comunitate mai mare acolo, cu mai multe, da? Oportunități. Îmi aleg comunitatea. De ce trebuie să mă pun în slujba comunității din Băicoi? E alegerea ta. E alegerea ta. Poți să te pui în slujba acelei comunități sau să funcționezi în acea comunitate și să te intereseze ce se întâmplă în jurul tău. Să dai 3 lei la echipa de rugby locală, că ai zis de Băicoi, de pildă, o echipă de rugby de copii. Am rude îndepărtate acolo și știu cât de inimoasă e comunitatea, de-aia da. Zic. Nu, că oamenii interpretează asta când zici de Băicoi că ai făcut o glumă. Da. Dar ce vine oamenii că trăiesc acolo? Și de câte am înțeles oricum, cel mai des nume acolo e Baicu, nu? Că de fapt familiile inițiale din Băicoi erau Baicu. Da. Și vorul meu bun, cu care stau în curte la Ploiești, e tot Baicu. Da. Da. Deci aici îți poți alege, fără îndoială. Ideea e să participi la viața acelei comunități pentru că îți dă ceva înapoi, ceva ce e foarte important. Nu doar ideea asta de apartenență la ceva, ci îți dă un sens, că nu poți să te simți, bă, eu nu, cum se simt foarte mulți, m-am dus undeva, sunt cu jobul acolo, lucrez, mă trezesc dimineața, ajung seara, eu sunt amsterdamien, da, chiar dacă ies cu unii până mă fac praf, mă prăjesc, mă nu știu ce, a doua zi mă trezesc, o iau de la capăt, dar e o chestie care nu-ți oferă nimic. Nu-ți oferă nimic ție. Mm-hmm. Știi? Nu o simți foarte bine. Mm-hmm. Așa, într-o comunitate unde îi cunoști pe oameni, unde poți să stai de vorbă, la care poți să apelezi, sunt oameni la care poți apela atunci când ai probleme, altfel te simți. Tu când ai cerut ultima oară unui vecin o lingură de zahăr? Băi, am făcut treaba asta aproape în fiecare zi a copilăriei mele. N-am mai cerut că n-am avut nevoie. Dar asta era o chestie... Acum, în pandemie, n-ai cerut la nimeni unui vecin care s-ar putea să aibă să te mai duci până la magazin? Ba da. Noi ne cerem, noi am stat, mai ales în toată pandemia asta, suntem 3 familii în curte. Vărul meu, de care spuneam, care este scouter mare pentru ASE Monaco, pentru ăștia lui e mai mult plecat, și sormea, care stă în aceeași curte. Și de la unii la alții, cu copii, cu copii mici în curte, cu copii mari, e o nebunie. Deci nu, e ok să crești. Eu încă îi datorez 2 ce pe vecinului, Adi. Da? Dar o să-i dau whisky la schimb. Ne-am înțeles. E bine. Și la fel cu grătare, la fel cu oamenii care vin, la fel cu... Nu, asta e super ok. Asta e ceva ce ne-a luat pandemia și e foarte nasol. Așa e. Cu întâlnirile cu grupul, cu oamenii, să te vezi, să simți, pentru că pentru creier, și acum citesc o carte, am recomandat-o la newsletter săptămâna asta, Sanjay Gupta, care e și cu corespondent CNN și tot, a scris o carte foarte șmecheră, e neurochirurg, se numește Keep It Sharp. Da. Foarte mișto. Adică eu cred și am citit... A lansat-o recent. Da. Și am citit foarte multe cărți despre cum funcționează creierul. Adică am, pot să zic, 20 de cărți, le-am și recomandat, sunt pe contul meu de Goodreads, de la David Eagleman cu Creierul, Povestea Noastră și Incognito, până la... Ție ți-ar plăcea să discuți cu Paul Olteanu? Da, cred, sunt sigur. Nu v-ați întâlnit încă? Nu ne-am întâlnit, îi ascult podcastul, am multe locuri în care nu sunt de acord cu el. Asta-i dar fi... da. Ce mi-ar plăcea să vă aud povestind? Da. Așa, și mergem mai departe. Și eu cred că dacă un astfel de om, un astfel de autor sau cineva care interpretează, ia 50 de cărți și face o sinteză și vine și zice, bă, uite, vreau să le vorbesc profesorilor din România și oamenilor din minister, dar numai din România, că învățământul tradițional are probleme peste tot. Aș vrea să vă explic un pic cum funcționează creierul. Așa. Eu pun pariu că 90% dintre profesorii din România habar n-au cum funcționează creierul unui copil. Păi ei, bă, cum ei se formează amintirile? Care e marea diferență dintre
memorie și memorare. Da? Corect. Deci sunt foarte multe lucruri foarte importante. Odată ce ai înțeles, nu o să mai bagi ca nebunul informații în acel copil. Să ne întoarcem pe calea ferată. Gata, de la Ploiești. Așa. Ține pe traiectorie. Deci așa. Cu comunitatea, așa. Că ajută, că este sănătoasă. Da. Da, asta voiam să spun. Că relațiile, da, că de asta am plecat de la faza cu creierul și mersi că mă ții unde trebuie, relațiile astea sunt cel mai important medicament pentru sănătatea creierului. Exact. Toate studiile de fericire, toate spun același lucru. Da. Poți să faci o grămadă de chestii, poți să iei pastile, poți să faci sport, poți să mănânci. Factorul definitoriu pentru fericire rămân relațiile interumane. Asta e cel mai important și nu înțelegem asta cumva. La fel cu dieta, adică spunem, bă, vreau să slăbesc și dăm și mie, oamenii îmi scriu acum, mai ales și mie, cum ai mi-am luat și de-astea, de nutriționist, acreditat, de nu știu ce, dar am făcut cursuri și dăm să slăbesc. Zic, bă, nu e... Serios, ai făcut curs? Da. Când ai mai putut să faci pe asta? Sunt acreditat... Ești nutriționist? ISSA, da, și... Când? Da. Ana, la 18 ore pe zi. În ultimul an am făcut asta. În ultimul an am făcut cu un program de ăsta foarte clar în weekend cu 2 până la 4 ore de studiu cu da, fantastic. Și sunt când cum de ăsta personal trainer. E și pe, ok. Da și life coach, să zic așa. Nu, pe probleme de fitness. Okay. Și pentru copii, că asta mi s-a părut interesant. Și pe copii. Da, pe youth fitness. Deci, practic, emisiunea să rămână un hobby în curând, că chestia asta sunt foarte bine plătite. Da. Și ai timp să prestezi? Da. Nu. Dar dau sfaturi gratis, dar le spun oamenilor, îi dezamăgesc pe cei mai mulți. Pe cei care vor să slăbească și vor să meargă la sală, le spun că sunt pur și simplu cretini și că n-are nicio legătură. 90% nu e sală. Este, zic, ieși întâi din bucătărie și după aia mai vorbim. Adică nu e să intri în sală, e să ieși din bucătărie și când intri, ce bagi în tine? E, așa e și cu treaba asta. Băi, spune-mi ce relații ai, care-i cercul tău de prieteni, cu câți oameni vorbești în fiecare zi, care e nivelul acelor oameni. Înțelegi ce probleme discutați voi acolo, că dacă vă strângeți să mâncați fast food și să beți cola sau... Și să vă plângeți despre probleme. Înțelegi, nu e nicio evoluție și asta contează mult mai mult. De-aia comunitatea cred eu că e foarte important. Nu trebuie să crezi, nu trebuie mai să ghicești, sunt studii pe zeci de ani care arată că aceste comunități sunt cheia unei vieți lungi și mai sănătoase, ba mai mult decât atât. Sunt și un fel de sistem imunitar împotriva Alzheimer-ului. Da, există acele blue zones, le știi? Că este și o carte, scrie, mă rog, sunt mai multe despre aceste zone. Da, și povestește tu că tu ești personal trainer și nutriționist acreditat ISSA, cum ai zis tu acolo. ISSA, da. Așa. Ăștia au mers în niște locuri, în mai multe locuri și au văzut, domne, să vadă ce mănâncă aia acolo, ce... Da, eu cred că problema e pusă greșit, că nu e vorba neapărat despre ce mănâncă. Ce bagă în ei. Da. E vorba și despre asta și cât stau la soare și cât dorm, pentru că este extraordinar de important cât dormi și ce se întâmplă cu creierul tău în timp ce dormi, dar importantă e comunitatea. Cum sunt acei oameni, ei între ei? Sunt prieteni? Adică tu dacă te trezești dimineața și știi că ieși din curte și îl urăști și pe ăla din stânga și pe ăla din dreapta și pe ăla de peste drum și ai acolo o chestie, nu știu, bă, îmi trebuie mărar, cum îmi trebuie mie în weekend să fac omletă, știi? Bă, pot să... Este mărar în weekend? Mărar, da, îmi trebuie mărar că eu fac omleta, mărar. Am și hashtag pe Instagram, omleta lui Pătraru. Ok, și dar fiecare... știi că mărarul mai are niște conotații. Da, mărar. Să iei mărar în weekend și te duci la vecini. Da. Și nu, ideea e, poți să te duci să ceri fără să te simți într-un fel sau fără să... Adică asta este extraordinar de important, zic eu. La fel în weekend, la fel, nu știu, cât de mult stai cu cine, te joci. Mie mi se pare că joaca este extraordinar de important. Joaca la mai multe niveluri, da? Da, peste tot. Bă, cu cine stai? Și între adulți, bineînțeles. Și eu mă joc extraordinar de mult, de la sporturi până la tot felul de jocuri în care intră și copiii, în care intră, pentru că e cred eu, foarte, foarte important. Ai cu cine?
ai pe cine să suni, cine să vină, cu cine să... Dacă ai, ești ok și ești într-o comunitate ok. Dacă nu, poate ar trebui exact. Să schimbi. De aceea am plecat de la ideea despre comunitate. De aia am vrut să vorbim, pentru că în astfel de comunitate, cred eu că sistemul imunitar este format din jurnaliști. Și atunci aici intervine rolul jurnalistului de provincie, care nu-și mai găsește locul în ecuația asta, pentru că este foame. Se face foame în presa locală, se face foame. Sunt foarte puține locuri unde poți să zici că poți face o carieră suficientă, adică să-ți poți plăti facturile și să mănânci, cum zici și tu în mini-autobiografia ta, că câștigam suficient ca să trăim confortabil și nu mai trebuia să ducem grija zilei de mâine. Și cum facem noi, că dacă înțelegem că dacă vrem să trăim mai mult, să trăim mai bine, să nu ne îmbolnăvim, să ne fie bine, avem nevoie de comunitate, comunitățile acestea sunt sub un asediu din toate direcțiile. Sunt sub asediu tehnologic, nu? Că suntem atât de conectați prin tehnologie cu alte locuri încât privirea către interior ne uităm tot mai rar. Apoi, factorul politic care a distrus comunitățile de pe la noi, lipsa infrastructurii. Bine, e și o parte bună, că dacă n-ai drumuri, mai stai între vecini acolo, da? Dar sunt multe chestii care, cred eu, că atacă fibra comunităților. Cel mai simplu exemplu, România e țara în care se pleacă cel mai mult, nu? După Siria, rămâne în continuare valabilă chestia asta. Da, am înțeles că după ultimele i-am luat. Da. Păi, da. Ideea e că oamenii nu sunt obișnuiți să contribuie. Eu exact asta am zis, apropo de cum, cât am lucrat în presa locală, câștigam cât să mergem la muncă și a doua zi. Da. Adică exact asta e treaba și, din păcate, peste 60-70% dintre români asta fac în fiecare zi, indiferent de meseria lor. Câștigă cât să se poată prezenta la muncă a doua zi. Ori ăsta nu e un mod în care să poți să trăiești. Eu mi-am dat seama de asta prin 2003, iarna, se născuse fiimea, care acum are 19 ani, și eram la coadă la Bebelac. Nu știu dacă știi, Bebelac e un lapte praf pe care primăriile îl dau la oamenii care au copii mici și nu au neapărat posibilitate. Și stăteam să iau laptele ăsta, era subvenționat. Atunci era, îți dădea nu știu câte cutii în primul an de viață al copilului sau ceva de genul ăsta și stăteam acolo la coadă. Și mi-am dat seama, zic, bă, e ceva în neregulă. Muncesc 16-18 ore pe zi, mă și ard în ritmul ăsta. Ok, era și distracție multă, pentru că eram și foarte tineri, aveam 23-24 de ani și riscaserăm tot, toți ăștia care eram în acest grup, dar azi e ceva în neregulă dacă eu stau la coadă la lapte dat de primărie. Și zic, îmi trebuie alt plan. Adică trebuie cumva ca lucrurile să arate altfel, pentru că dacă nu e suficient să lucrezi până la epuizare, deci ai dat tot timpul pe care l-ai fi putut aloca și să muncești și cu mintea, că nu munceam la sapă. Adică prima dată la 15 ani, când m-am dus la chioșcul de ziare de lângă mine și am întrebat dacă mai are un loc la vânzător volanți, era ok, pentru că aveam un loc unde să stau, stăteam la ai mei, contribuiam astfel și eu la facturi și câștigam cât să am bani în buzunar, mult mai mulți bani de cei aflați în aceeași situație financiară ca mine, să zic. Erau anii 90 și orice leu câștigat. Și mă trezeam la 4:30 dimineața, la 5 eram la 1 mai la fabrică, dădeam la intrare evenimentul zilei, scăpam de 200 de bucăți de evenimentul zilei în 1993. Hai că nu era greu atunci. Nu era greu, asta zic. Și dacă aveai adevărul, mergea și mai bine? Nu. Nu? Pe vremea nu? Nu. Evenimentul mergea mai bine. Da. A, era Cristoiu acolo, nu? Da. Erau găinile care nășteau pui vii și alte. Și foarte ca lumea era că aveai niște bani, lucrai, aveai niște ore pe care le munceai, apoi mergeai la școală. Apoi am zis, bă, nu merge cu cârca. Că nu ajung banii. Dacă vrei să faci o familie, dacă vrei să stai undeva, să te muți și tu cu chirie, să faci ok. Și atunci am zis, ok, hai să încerc cu mintea mai mult, m-am lăsat și de sport și de alte lucruri, ai cu mintea și băgăm la fel timp.
întotdeauna am avut asta, am zis, bă, dacă muncesc de două ori mai mult decât ceilalți, voi ajunge în 20 de ani să fac ce alții reușesc în 40 de ani. Pentru că noi trebuie să ardem două generații într-una. Da, da, da. Și atunci am avut asta și o am în continuare. Adică eu, eu atunci când stau mă simt incredibil de vinovat. Și nu ți-a zis doctorii că ai o problemă? Ba da. Am o problemă. Coincidență sau nu, primul lucru pe care l-am învățat repede în redacție la Gazeta de Transilvania, la Brașov, la Ziar, când am intrat la 16 ani, 17 ani, mi-a zis cineva o chestie înțeleaptă. Erau niște boșoroși, niște rămași de pe la drum nou. Da. Bă, erau buni. Da, extraordinar. Oameni vechi. Și mai zis unul dintre ei, zice, ia uite un pic de genul pe jur, crezi că ai și vreunul la pensie de aici? Și în momentul ăla m-a pus pe gânduri. Pentru că din Ziar nu ieșea nimeni la pensie. Da. N-a pucat pensia. Cred că domnul Teacă s-ar putea să prindă. Dacă ne salută, este și pe Twitter, dar hibridizat un pic. A fost unul dintre primii mei mentori de la Ziar. Nu l-am mai văzut ultima vreme așa activ, dar trebuie să-l mai caut. Anyway, deci din presă nu se iese la pensie pentru că se lucrează mult cu mintea și ăștia bagă 16-18 ore pe zi și se prăjesc. Da. Și cu toate astea, avem nevoie de presa asta locală, n-avem soluții cum să o ținem în viață pentru ca ea să facă munca asta de sistem imunitar al comunității care să ne țină fericiți, sănătoși și în siguranță. Pentru că mai e chestia, partea asta de siguranță. Cum? Adică... Da, să știi că sunt din ce în ce mai multe exemple locale care reușesc tocmai grație tehnologiei. Că asta e foarte, foarte important. Adică să ajungi să începi să folosești tehnologia astfel încât să poți să susții activitatea unei redacții locale. Și sunt exemple destule în țară. În afară de Cluj. Nu, în afară de Cluj, da. Inclusiv orașe mici, uite, nu știu, la Bistrița, există așa. Bistrițeanu, sunt foarte multe exemple în țară de redacții care au reușit. Și-au făcut și eu în redacție un colț mic, au cumpărat camere, au pus două lumini, două microfoane, că nu mai e atât de scump, da? Și emit și fac în fiecare zi și jurnal de știri, și invitați, și politică, și... Absolut tot, nu mai e doar un ziar pe care, da, au diversificat și partea de distribuție. De pildă, noi, eu ca să rezist cu un ziar local, aveam o rețetă foarte, nu voiam bani mulți de la puțini oameni, ci invers. Bani foarte puțini de la foarte mulți oameni și dădeam ziare pur și simplu astfel încât să creștem și tirajul, să putem să prezentăm tiraje la publicitate care să fie ok și conforme cu facturile și cu tot. Și atunci mult mai bine dădeai $100 pe lună sau 500 de lei sau ceva de genul ăsta și luai de la 50 de oameni, de la 50 de firme și dădeai un spațiu mic acolo ceva pentru că oricând se supărau 10, tu nu mureai. Mm-hmm. Înțelegi? Asta a fost și că n-am învățat asta din nicio carte. Nevoia ne-a învățat. Am văzut că în momentul când îți dispare un sponsor care ți-a acoperat 30% din cheltuieli, te sufoci și mori. Adică pur și simplu, da, că era, adică ideea de... Atât de fragilă este presa locală. Da. Ideea de salariu era o chestie așa... Bă, nu, sau de zi de salariu, nu exista asta. Bă, era din când în când se mai venea, bă, ne mai luăm banii. Deci omul ăla de la publicitate când? Era un fel de șaman, așa, când Da, și după aia venea și zicea, bă, uite, am făcut un barter cu mobila Măneciu, ceva, o genul de, cine are nevoie, eu un fotoliu, eu o canapea, bă, Asta am luat luna asta. Da. Așa s-a trăit luna asta. Asta e o atât mare de problemă. Fragilă este presa locală. Da, dar nu cred că mai e acum. Asta era cu 20 de ani. În plus, mai era o problemă. Erau foarte puține ziare. Era foarte greu să faci un ziar atunci. Costa foarte, foarte mult. Noi am avut zile, nopți, în care după ce scriam ziarul cu totul, era anul 2000, după ce scriam tot ziarul, mergeam la tipografie, se tipărea noaptea, dar ca să nu mai țină un schimb tipografia în plus, împătuream noi ziarul. Deci el ieșea, nu ieșea împachetat, nu era ca acum. Ieșeau paginile 1 cu 16, 2 cu 15, îți ieșeau, da, următoarele. 16 pagini, da. Da, 16 pagini, 24 am avut. Și stăteam și împătuream. Îl luam alea de acolo, bam, 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 bam. Îl puneam în pachete și îl duceam și la distribuție. Ca să nu plătim atât de mulți oameni. Făceam tot noi treaba asta. Dar era o chestie extraordinară. Adică, uite, asta te leagă într-o comunitate fantastică.
Știi, când știi că ai stat cu toată lumea acolo și toată lumea a împachetat ziarul ăla, l-a pus, l-a trimis mai departe. Și asta zic, era problema asta, când aveai un articol și nu voia să ți-l publice ziarul la care lucrai. Eu am avut situația asta. Și nu puteai să-l scrii pe blog sau să-l pui pe Facebook. Nu exista nimic. Exact. Noi băteam articolele în 97 când am intrat eu în presă la mașina de scris, le băteam la mașina de scris, scoteam foile și mergeam cu ele la doamna dactilografă și ți-l dădeam cu o dată la corector. Scria și acolo se băga textul în calculator. Pentru că nu aveam acces la calculator. Eu am prins varianta anterioară. Aveam câte o optimă de aia pe masă, mare, mașină de scris și dădeai acolo. Că mai zic că acum tinerii îi ceartă pe cei mai în vârstă, că scriu așa și apasă foarte tare. Pentru că dacă vă dau o mașină de asta de scris, nu o să puteți să scoateți o pagină și o să vă cadă mâinile după ce scrieți o pagină. Da. Că despre asta este vorba. Corect. Cam asta este povestea cu comunitatea și cu presa și cât de importanță e. Și încep să apară aceste, să zicem așa, mici organizații de media locale, pentru că poate că în anumite comunități oamenii încep să înțeleagă. Poate. Dar e nevoie de cei mai tineri și de ăștia care mai câștigă niște bani, care să înțeleagă și ei, și trebuie să încurajăm să meargă către chestia asta. Și, apropo, dacă aveți vreun cotidian, să-i spunem așa, vreun site local de știri pe care îl apreciați, lăsați-l la comentarii să-l vadă și ceilalți, poate că le mai creștem un pic traficul. Dar cu toate astea și acolo unde există un pic de bunăvoință, trebuie să fie cineva cu un pic de spirit antreprenorial, să miște lucrurile. Asta e problema. Pentru că e inerție foarte mare, banii sunt foarte puțini și până la urmă totul se reduce la un act patriotic. Da, dar asta cu banii e ultima problemă. Adică, cum spune și Seth Godin într-una din cărțile lui, nu știu dacă The Practice sau... banii reprezintă a șaptea problemă când vrei să te apuci de ceva. Adică sunt multe altele mult mai importante, știi? Bă, ce idee ai? Ce vrei să faci? Cum să așează ea pe piață? Cum vrei să o pui în aplicare? Asta că vreau să fac ceva și n-am bani este doar o scuză. Când nu vrei să te apuci, vrei să ai o părere bună despre tine în continuare, să nu zici, aia mă, că sunt un... Nu sunt un fraier, dar n-am bani. Da, da, dar n-am bani. Că dacă aș avea bani, aș rupe. Mamă. Bă, cu bani poate orice prost. Eu mereu spun asta. Bă, orice prost poate cu bani. Șmecheria e să o faci fără bani. Păi tu mai de-aia spun și în cripto și că și în preță se aplică. Dacă vrei să devii milionar, trebuie să intri miliardar. Da. Nu? Că dacă ai bani, o faci. Da, nu. Noi, de exemplu, bine, era și alta perioadă, dar se potrivește, pentru că acum ai nevoie de mare lucru să dai drumul la un produs. La nimic. Cu telefon o faci. Da, adică, bă, cât conținut, vrei să faci presă, da? Bă, cât conținut ai produs tu azi? Că acum tu poți să faci presa ta. Tu, George TV sau ăla Dragoș TV sau orice. Bă, cât ai produs azi? Și gândește, puteai să produci de două ori mai mult? Deci dacă ai produs 10 materiale, bă, puteai să faci 20 astăzi? Unde le-ai distribuit? Cui te-ai adresat? La ce oameni ai ajuns? Ai pus ceva pentru LinkedIn, ceva pentru Twitter, ceva pentru Insta, ceva pentru Facebook, ceva pentru... da, și ai și scris un articol mai lung pe blog pe care să-l citească aia care vor să primească informația în felul ăsta? N-ai făcut. Păi dacă n-ai făcut, nu poți stai să te Și nu e vorba doar de azi. Nu, în fiecare zi. Că aici, pentru cât timp? Păi, cum spunea Woody Allen, 80% din succes e să apar dracu la muncă în fiecare zi. Știi? Deci, cel puțin 80. Înțelegi? Eu cred că, uite, mie mi-a luat, fac peste 2 ani, 30 de ani de muncă zilnică, cu foarte multe ore pe zi. Măi, nene, mă, lasă-ne, mă, 30 de ani. Noi trăim în era digitală. Asta e problema. Lucruri se întâmplă repede. Copiii ăștia vor mâine și nu se poate mâine. Dar ei au dreptate să vrea mâine pentru că li s-a arătat că se poate mâine. No. Îți faci TikTok-ul și te-ai lansat. Tati, ce li s-a arătat că se poate mâine înseamnă 0,0001% dintre cei care încearcă. Există și Messi există. Înțelegi? Și Cristiano Ronaldo există și, dar există foarte mulți. Dar dacă îți dorești foarte mult, poți să ajungi și tu, Messi. Fals. Poți să-ți dorești.
Și asta o spune nutriționistul acreditat care știe și personal trainer. Da, da, da. Pentru că poți să, de exemplu, să fii un sportiv de excepție, să te antrenezi ca idiotul, să fi citit cartea lui Malcolm Gladwell, Excepționalii, și să știi că ai nevoie de 10.000 de ore de muncă pentru a deveni excepțional. Ai citit acolo și exemplu... În orice domeniu. În orice domeniu. Și exemplu celor de la Beatles care au explodat după ce au cântat în Hamburg 8 ore pe noapte și au făcut și au dres și nu știu ce. E o tâmpenie. Pentru că dacă n-ai exercițiu metodic potrivit, ceea ce spune Erickson în PIC și multe alte lucrări, care îl face pe Gladwell lăutar, cam așa e descrierea, adică bă, n-am nimic cu el, dar e cam lăutar, așa. Adică a luat ideea asta mea pe care am studiat-o 35 de ani despre talent și a scos asta cu 10.000. Nu, îți trebuie 10.000 de ore cu exercițiu metodic potrivit. Adică dacă n-ai acel profesor care cu timpul să se facă inutil, adică să-l întreci și să treci la altul și să-l întreci și pe ăla și să nu mai aibă ce să te învețe, nu poți să ajungi excepțional. Oamenii ăștia care ajung excepționali, chiar dacă au pus orele de muncă, chiar dacă au pus mintea la contribuție, chiar dacă au lăsat absolut tot și au făcut din asta prioritatea numărul 1, sunt și cei, dacă te uiți la toți, care au avut un noroc fantastic să dea peste niște oameni care să știe cum să-i ridice. Lewis Hamilton. Tom Brady. Da. Toți au avut noroc? Sau sunt sportivi excepționali? Nu, s-au adunat lucrurile. De exemplu, dacă îl citești pe Daniel Coyle, care a scris Codul Talentului, el exact asta face. Merge în vreo 8 locuri din lume, un fel de paturi fierbinți, le zice el, da? Deci hotbeds ale talentului. Da? El se uită acolo, de exemplu, merge la Moscova, la Academia Spartak de tenis. Și pleacă de la ideea că în anii 2000 Academia aia a dat mai mulți oameni în top 20 ATP și WTA decât toate cluburile din Statele Unite. Da, un exemplu. Cu generația aia, cum arată Safin, cu toți băieții aia. Și ăsta s-a dus acolo, a găsit o paragină totală, o nenorocire, dar niște profesori care aveau o metodă și care aveau un exercițiu metodic al dracului de bun. Adică, în primii 2 ani nu vedeai mingea. Pur și simplu. Deci te duceai la 6 ani, nu vedeai. Deci tu făceai ca la ecrane, ca la zahăr. Da, doar în aer loveai până când stăpâneai foarte, foarte bine tehnica loviturii. Apoi treceai la nivelul următor. Și a fost în foarte multe locuri. De astea să vadă exact ce se întâmplă. E vorba de exercițiu metodic potrivit. Deci dacă nu mă la fel fac... și în presă. Dacă nu mă fac vegetarian, nu o să ajung... Deci mă fac și eu vegetarian, vreau să fiu ca Lewis Hamilton la volan. Așa. Nu mă ajută, nu-i de ajuns? Nu. Mai ceva. Da, mai trebuie. Ok, și totuși, ne întoarcem în presă. Dacă vrem să vedem performanță, uite, să zicem că poate uita la noi oameni care ar vrea, să zicem, să facă să devină actori activi, să fie membri active ai comunității, doar să se plângă pe Facebook sau între prieteni despre problemele lor, ar vrea să le pună într-o formă jurnalistică pe o chestie de genul ăsta. De cât timp ar avea nevoie astfel de platformă și cam ce ar trebui să facă pentru a porni? Că tu ai fost acolo, ai încercat, ai dat și rasol și totuși ceva ți-a ieșit. Da, am eșuat cu foarte multe lucruri. Cheia aici este să nu-ți fie teamă de eșec. Asta e o lecție clară, o știe toată lumea și toți spun, în general ăștia care au reușit, spun, bă, îmbrățișează eșecul. Da, și procesul. E foarte important procesul, dar trebuie să fii conștient de el. Apropo de asta, zicea ăsta Sanjay Gupta, exact asta. Bă, poți să reții mult mai multe lucruri dacă ești conștient în momentul în care le trăiești că vrei să le reții. E foarte important. Aș vrea să țin minte chestia asta. Acest moment aș vrea să-l țin minte, dar să te gândești atunci la el când și îl vei reține. Pentru că foarte multe amintiri, mai ales în nebunia asta în care trăim, nu avem timp să le conștientizăm pur și simplu și atunci ele nu trec să rămână acolo și să le putem apela la ele. De multe ori e greu să-ți amintești ce ai făcut acum câteva zile. Asta e, mai ales în condiții de pandemie în care zilele noastre sunt identice. Așa nici nu le mai poți localiza. Și chiar dacă e ceva bun, la un moment dat ajunge să se niveleze. Da, 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 pentru că tu în fiecare zi faci același lucru și nu mai poți să știi că miercurea cu 2 săptămâni a fost ceva. Deci trebuie să fii perseverent, da, consistent în ceea ce faci, consecvent. Da, și eșecul să fie parte din tot drumul ăsta.
Pentru că din eșec, adică soluțiile apar din eșec. Construiești, e o carte foarte mișto a lui Hardy, a doua curbă se numește, foarte ok, mai e asta a lui Rice, parcă The Startup Way, care sunt cărți super ok pentru cei care vor să se apuce. Și să vezi exact că ai încercat așa, nu ți-a ieșit, dar de ce ai eșuat? Analizează, vezi ce nu ți-a ieșit, de ce nu ți-a ieșit. Și apoi du-te și fă altfel, gândește-te altfel, cum ar fi altfel. Și ia-o pe acolo. Nu reușești nici pe acolo, trebuie să meargă într-o parte, faci ceva greșit. Pentru că... Îți faci, ca exemplu, ce ziceai, îți faci o astfel de organizație, da? Bă, cel mai important, aici vi recomand și pe sine, începe cu de ce dracu faci asta? Mm-hmm. Da? E foarte... Eu până n-am răspuns la întrebarea asta cu de ce și până când n-am avut un plan... Adică trebuie să încep cu finalitatea în minte. Da. Aș vrea să obțin chestia asta dacă voi avea succes. Ce vreau eu să fac? Și să nu fie o propoziție de asta de valoare pe care o găsești... Să salvezi lumea, să da, fii fericit. Da, băi, să vreau, aș vrea să fac bine. Mă, nu, trebuie să fie ceva concret, da? De ce vrei tu să faci asta și să fie de ce vrei pentru tine, de ce vrei pentru ceilalți și ce aduci? Pentru că din ce în ce mai mult, nu mai este că dacă vrei să zici eu vreau să fac bani, s-a terminat. Nu mai începe, că s-a terminat. Adică dacă pe tine asta este drive-ul în acest moment, în anul 2021, nu mai e suficient. Că bani pentru telefonul ăsta vor să facă mulți. Da. Da? Și știu să facă. Sau pentru pahare. Da? Dar trebuie să-mi spui de ce să iau paharul ăsta și nu pe celălalt. Trebuie să-mi spui de ce. Și pe mine trebuie să mă convingă acel de ce. Din ce în ce mai mult clienții, oamenii care cumpără, da, ceva, trebuie să fie atrași de acel de ce. Băi, eu nu mai iau asta, uite, nu mai alimentez de colo pentru că nu-mi plac mesajele date de această benzinărie sau rafinărie sau nu știu ce. Nu mai au... Nu au stații de încărcare electrice. Da. Nu mai cumpăr haine de acolo pentru că am făcut un pic de research și am văzut că eu le iau de la... Nu știu cu cine ai contracte, nu o să zic branduri. Da. Le iau de acolo. În afară de Bigot. Am avut. Am avut și eu, da. Le iau... de acolo și de acolo, sau nu le mai au de acolo pentru și că... Și nu sunt sustenabile. Da, nu există trasabilitate. Da. H&M-ul face acum o colecție 100% sustenabilă. Doamne aștept. Da, dar au 99% nesustenabile. Adică 99% sunt făcute de copii care muncesc la 6 ani jumate în gospodăriile unora. Dacă eu să vadă sau că pe se niște vândă... Vapoare. Probabil. Da. Dacă ei văd că o să vândă doar la sustenabile, poate o să înceapă să facă mai multe, habar n-am, trebuie să votăm cu banii. Deci, ne întoarcem așadar, oamenii care vor să facă ceva, trebuie să treacă prin tot procesul ăsta ca să ajungă să aibă o chestie sustenabilă. Și după aia faci bani. Eu am făcut bani. Pentru că banii sunt o consecință a succesului. Da, da. Eu, când nu m-am mai gândit la asta prima dată când mă dau jos din pat. Bă, da, serios, tu chiar faci bani? Băi... Că m-am uitat la mașina ta, scuze-mă, nu e nouă. Nu e. Câți ani ai? Dar 7? Nu despre... 10. 10. Da. Dar nu despre asta e vorba. Că dacă te uiți la mașină, eu am văzut mașina ta și tu faci bani mulți. Să taie. Băi, o să râzi. Pe termen lung, a mea este mai ieftină ca a ta. Da, nu știu. Ideea e că... Ce drumul faci tu în fiecare zi? Ideea e... Eu economisesc 4.000 de euro pe an doar pe carburant. Pam, pam. Când da, nu, asta e o discuție, dar pot în să folosești... Cât a costat mașina ta? 52.000. Ideea e următoarea. Merg cu mașina asta care are 10 ani și 300.000 de kilometri, în continuare... Și te simți în siguranță cu familia mea? Nu, dar dăm banii ăștia cât a costat mașina ta și în 4 ani îmi iau și eu, dar din banii pe care îi produc cu banii pe care mi-i dai tu. Păi am făcut și eu chestia asta înainte. Asta bine, e. Eu am făcut-o din banii de la YouTube, se știe unde, pentru că YouTube plătește foarte bine. Știm amândoi asta. Da, aici e ideea. Eu le spun și sunt foarte mulți tineri care mă întreabă, bă, cum să fac, cum să economisesc, pentru că e foarte important să economisești, oamenii nu-și dau seama cât de important e să pui ceva deoparte în fiecare lună și banii aia se adune, chiar dacă nu știi cum să investești într-o primă fază. Dacă tu ai doar cheltuieli, adică dacă te duci și te bagi sclav la un credit imobiliar care îți va decide viața, dacă nu ai o existență ok, adică dacă n-ai un venit foarte bun,
toate deciziile tale, tot, chiar dacă tu nu-ți dai seama, chiar dacă zici, nu e adevărat, mă, toate deciziile tale se vor învârti în jurul acestei idei. Am rată. Păi ești priponit. Am rată. Sunt terminat când am rată. Ești cu lanțul legat de calorifer. Da. Asta e o foarte mare problemă. Și oamenii zic, păi nu mă, dar e mai ieftin decât... Da, dar dacă îți vine o ofertă de lucru din Australia, care e foarte, foarte bună, s-ar putea să zici pas pentru că ai rată. Bineînțeles. Știi? Adică pentru că așa îți funcționează creierul. Bineînțeles. Zice, bă, stai puțin, nu, termină. Am făcut chestia asta cu rata, hai să muncim pentru banca asta în continuare. Știi? Pentru creierul ăsta va fi mesajul exact, pe care ți-l și nu pleci de la angajatorul ăla care te ține în condițiile în care te ține, pentru că tu ai rată. Bă, nebunule, unde să pleci? Păi dacă n-ai ceva sigur, să pleci la ceva care e mult mai bine și sigur și poți semnezi, unde să pleci de aici? Nu mă, dă-ți demisia mâine pentru că vei fi obligat să găsești soluții, că asta este această scoatere din zona de confort, rahatul ăsta pe care l-auzim peste tot. Ah, da? Da, da, da. Deci ieșirea din zona de confort nu e până pe balcon și înapoi? Nu. Este, bă, stradă, azi. Adică te-a deranjat șeful la muncă? Românii pleacă mai des ca niciodată. Nu, asta e problema cu plecatul. Problema e unde se duc. Pentru că trebuie să-ți găsești motivația în locul ăla unde te duci să faci ceva. Și, din nou, eu am obsesia asta cu comunitatea cu tine astăzi. Cum facem noi ca în comunitate să găsim oameni motivați să facă ceva când oricând este mai ușor să te duci să te angajezi, să pleci din oraș într-un oraș mai mare, că asta este migrația către orașele mari în loc de comunități și microcomunități. Cum facem noi să întărim aceste comunități ca să trăim mai mult? Că toți vrem să trăim mai mult de 100 de ani și să trăim pe picioare și să nu murim în dureri și chinuri și singuri. Da. Să nu mai fie despre muncă. Asta e soluția. Totul, okay, de când ne naștem, este despre muncă. Tot ce obținem este în urma unor munci remunerate într-o societate pentru care creșterea, da, este principalul scop, pentru care profitul justifică orice. Asta trebuie să dispară, în opinia mea de socialist. Și cum se face asta? Piesa, da, așa. De-aia te iei tu de cățu. Da. Da. Și cum se face asta? PSD likes this. Da, da, da. Cum se face asta? Foarte simplu, în opinia mea. Încurajându-i pe oameni, mai ales pe cei tineri, să facă lucruri care îi împlinesc în comunitățile lor, pentru că asta este foarte, foarte important. Bă, ce ești? Dansator. Dă drumul la o chestie de asta despre dans în comunitatea ta și o să vezi că oamenii se adună, sprijină chestia asta, astfel încât să eviți această nenorocire de a face până la sfârșitul vieții ceva ce nu-ți place, de a-ți despărți viața de job. Ceea ce iară e o tâmpenie, da? De la celebra zicere... Cum adică să nu mă mai duc la servici? Nu. Să nu mai vină leafa în fiecare lună? Păi eu... Cum îmi plătesc facturile? Păi da, aici e problema, trebuie să schimbăm modul ăsta de gândire. Și asta se va face cu presiune pusă pe guverne peste tot în lume, astfel încât să introducem VGM-ul, da? Adică? Hai să-ți traducem VMG-ul. Adică VMG-ul, adică acel UBI, cum se spune afară, care a fost deja, iată, a fost introdus și în Spania și în multe alte locuri, acel Universal Basic Income. Adică un venit minim garantat. Un venit minim garantat pe cât care să de foame. Să-l aibă oamenii și să poată să își urmeze apoi pasiunile, să nu mai fie o chestie, bă, am terminat școala și trebuie să mă duc acolo să mă apuc de chestia aia și, băi, cât de mult ne-a pervertit mințile această muncă. Asta este marea problemă, știi? Și acum, inclusiv oamenii care... Dar bunicii noștri n-aveau obsesia asta. Noi am luat-o ca și cum e în fibra noastră, în ADN-ul nostru. Da, da, ne-am da, asumat-o. Asta trebuie să facă. Doar asta. Nu. Bunicii noștri n-aveau chestia asta. Părinții noștri s-au încolonat la fabrică. Da. Dar nu bunicii. Bunicii noștri știau mai multe despre viață. Știau că iarna trebuie să o iei mai moale. Că e frig. Da. Și că vara, când e căldura mare la amiază, mai dai un pui de somn dacă e nevoie. Da. Și ok. Și aveau timp și își luau timp. Și eram pentru că nu erau ocupați. Da. Asta e o mare problemă. Și atunci, băi, eu am niște nevoi de bază care înseamnă un acoperiș deasupra capului, mâncare, astfel încât să mă pot gândi la mine și la dezvoltarea mea, ok, pentru că
repet, foarte mulți oameni mult mai talentați, mult mai buni, mult mai... au ratat lucrurile astea pentru că n-au avut posibilități, n-au avut mijloace și atunci au ajuns să facă temirce, ceea ce nu le place, ceea ce le-a adus o stare de nemulțumire și de lehamite și de și-au devenit oameni închiși, răi, urâți, nu mai râd, nu mai zâmbesc, nu se mai distrează, nu mai stau de vorbă cu ceilalți oameni și asta te duce la depresie și așa mai departe. Acum trebuie să-mi dai voie să te contrazic. Uite, eu m-aș bucura să ne putem contrazice mai des între da. Oameni ca să ne putem... să foarte bine. Eu am o opinie ușor nuanțată, să zicem. Sunt de acord cu venitul minim garantat, da. Dar la modul la care am început și noi să-l aplicăm, duce la niște situații în alea stupide, cum e la Clejani. Da, de, tatăl stă de pe alocații și de pe venitul minim garantat și nu mai muncește. Stă efectiv acolo și așteaptă să-i se dea de undeva. Cineva trebuie să creeze banii aia și acea valoare în altă parte în societate pentru ca o putoare okay. să stea acasă. Ok. Detest punctul ăsta de vedere. Am toate argumentele împotriva. Dar, nu zic că detești, zic că nu ești de acord. Nu sunt de acord. Așa. Da, nu sunt de acord. Nu zic ce le-aș face celor care au acest... Nu, glumesc, fie de. Ți recomand trebuie să putem să ne contrazicem. Da, da, clar. Și mă bucur că gândim diferit la chestia asta. Nu suntem de acord, da. Ți recomand pe Jason Hickel, okay. senzațional, cu Diviziunea și cu Less is More. La fel pe Bregman, care a scris Utopie pentru realiști. Foarte, eu trebuie să iau toată înregistrarea și să-mi iau toate cărțile pe care le-ai da, pus. Da, sunt, așa. Ideea e următoarea. Să știi că ăla care stă, dacă nu-i mai dai nimic, nu este neapărat să meargă să muncească. Mm. Nu e neapărat. Asta una. Al doilea, poate fi șantajat să facă niște munci. Eu nu iau cazul de la Clejan, da? Pentru că există peste tot în toate societățile, iar păcatul actualei puteri, de pildă, din România, ca să ne raportăm și la ceva concret, dar în general păcatul oamenilor care se pretind a fi de dreapta și care cred că, mamă, trebuie să muncesc, să te rup și da. Antreprenoria și rahat, o tâmpenie, acești oameni iau exemple izolate și le ridică la rang de regulă. Dacă tu ai în sat unul care nu mai vrea să muncească la via ta, ai și tu o vie și tu ești șmecherul de la oraș care vine și zici, băi, mă duc la Costel pentru că acum anul trecut sau acum 2 ani, Costel i-am dat 50 de lei și mi-a tăiat via, mi-a dres, ce aveam eu de făcut acolo în curte. Și m-am dus la Costel, sunt foarte mulți care povestesc asta, bă, m-am dus la Costel și jegosul era la birt, nenorocitul, bea o cinzeacă de-aia acolo și m-a luat la mișto. Mi-a zis, șeful, 100 de lei, mâncare, băutură... Și țigări. Și țigări. Că altfel nu mă dau jos de aici, de pe scaun, când o-i putea. Vin mâine după ce mă trezesc, înțelegi? Și ăla zice, al dreacu, mă, vezi? Vezi al dreacu? Nu. Costel, știi cine? Costel este antreprenorul perfect, care are o gospodărie, crește câteva animale, da? Are copii, îi trimite sau nu la școală, treaba lui, că e problema lui în familia lui, dar statul este cel care trebuie să vină și să spună, nu Costele, copiii nu muncesc în gospodărie, trebuie să meargă la școală, dar asta nu e problema lui Costel, e problema statului că e prost și slab și are instituții imbecile și oameni care nu lucrează pentru comunitate, da? Ci lucrează pentru ei, șpăgile lor și așa mai sinecuri. Departe. Bun. E, și Costel ce face? Își produce mâncarea și câștigă timp. Timp cu care el nu vrea să meargă la fabrica de la 50 de kilometri ca să câștige salariu minim pe economie. Pentru că Costel zice, bă, eu mă trezesc dimineața, dau de mâncare la aia, trimit vaca, găinile, iau-o, rânesc acolo la porc și fac ce mai fac eu, am grijă de grădină și am și un solar, da? Și nu vreau să merg la fabrică să nu-i din Clejan, să știi. Să stau, sunt foarte multe cazuri de oameni, o să vezi în general la Digi24 sunt reportaje de-astea în care reporterul vine și stă cu microfonul, în spate e o fabrică, un investitor care are ajutor de stat în România și a trântit și el o hală, trei table de alea, le-a pus una peste alta și a făcut investiție de 2 milioane de euro, un rahat. Și zice, da, și zice, nu vor românii
oamenii să vină să muncească. Și eu să fiu, eu aș face de asta, m-aș duce reporter la astea când îi văd, eu aș vrea să-i notez, să am timpul necesar să mă duc. În momentul ăla i-aș da un microfon în gură și i-aș zice, cât ai dat salariu? Vezi ce zici, că îți mai dau un microfon în gură, cât ai dat salariu? Păi salariu minim pe economie. Îi mai dau un microfon și zic, cu 2000 de euro ai încercat, mă, nenorocitule? De unde ești? Din Austria. Păi cât e, mă, salariu minim la tine acolo? Cât e salariul minim să-ți muncească cineva? Că de-aia ai venit aici în România, nu? Bă, nu mi-o-i da cât dai acolo 4.000, dar dă, bă, decent. Hai, mă, că nu dă 4 acolo. Nu? Nu dă 4. Dar cât dă? 1.600. 1.600. Zic. Ok. Și de ce vii aici să dai 1.600 de lei? Și tu crezi că Costel de la Clejan s-ar duce să lucreze la fabrică pe 1.400 de euro? Da, dacă i-ar răzbani ăștia, da. 90% dintre ei s-ar duce. Bineînțeles că vor rămâne 10% care sunt pur și simplu atât de mult au trăit în această situație încât ei nu mai pot fi schimbați. Băi, nu mai pot să schimbi oameni la 25-27 de ani după ce 5-7 ani n-au făcut nimic. Nu mai pot să schimbi cam oameni. De vreme. Da, nu mai pot să schimbi oameni care au ieșit din școală analfabet funcțional, cum avem atâția, și ți-e foarte greu să-i faci să înțeleagă că învățarea trebuie să continue, că nu s-a terminat odată cu școala. Da, dar comunitățile sunt făcute și din oameni care vor să facă ceva și din putori și din cei care subzistă și din antreprenori. Asta nu înseamnă să-i pedepsim pe toți oamenii săraci, că aici e problema. Pentru că unii sunt putori, asta Raluca Turcan vrea să rezolve acum problema tuturor putorilor din România. Femeie, ești sănătoasă la cap? 10% utopie. Dintre oamenii care au mai rămas aici sau 20% sau, bă, sunt putori. Nu-i mai poți aduce înapoi în câmpul muncii pe ăștia. Eu sunt de acord. Dar chiar dacă vrei să plătești, nu mai găsești oameni care să vină la muncă. Nu e adevărat, mă. Ba da. Bă, nu e adevărat. Uite, te duci oriunde vrei. Dacă vrei să plătești și te duci cu 100 de lei, e posibil să nu mai găsești. Nu. Dacă te duci cu 1000 de lei, găsești. Bă, nici măcar. Înțelegi? Sunt situații în care nevoie. Eu exagerez, un instalator, mă, un inginer. Da, un instalator. O chestie asta. Da. Deci, știi cât mi-a luat să-mi desfunde canalizarea un instalator? A venit 10 minute și mi-a luat 450 de lei. Și crezi că acum 4 ani. Crezi că e vina comunității instalatorilor din România, tată? Nu. E vina statului. De ce? Este vina, exclusiv vina statului. Pentru că, unu, nu are școli de așa ceva. Adică avem excesul ăsta fantastic de medici, de pildă, pe piață, de putem să dăm la toată lumea, da? Dar nu avem în meseriile astea unde putem să pregătim oameni asigurându-le astfel și locuri de muncă. Uite, eu când o să fiu mare, eu vreau să fiu instalatorul meu. Instalatorul meu, Piticu, are zile și sunt și eu vorba aia, cineva, nu sunt vreun, când nu răspunde la tele, zile întregi, exact. Eu am avaria și, exact. Și când îl sun și zic, bă nenorocitule, bă, te-am sunat de 3 zile, te sun și el zice, am avut lucrări. Nu stau să răspund. Eu cred că instalatorii din România... Dar nu e vina lui. Sunt milionari. Eu îl înjur pe el că nu-mi răspunde, da? Dar nu e vina lui. Este vina statului că nu produce instalatori. E clar că avem o nevoie de instalatori și că ei nu există. Hai să producem instalatori. Da, produce ingineri de instalații. Și eu nu. Dar nu instalatori. Să duce Raluca Turcan și să răzbună pe ăia care stau la birt spunând ai putea să fii instalator, dar pleacă fă de aici, lasă-mă să fiu ce vreau eu și cum vreau eu. Adică de ce vii să te bagi în viața mea și să mă iei de acolo să-mi zici? Și acest cor dement al oamenilor care îi urăsc pe ceilalți oameni, eu nu mai pot să-l sufăr. Bă, ăla vrea să stea acolo, lasă-l bă să stea acolo. De ce să-i dai venit minim garantat să stea acolo? Pentru că dacă nu-i dai, el va deveni o cheltuială mai mare pentru statul român. Aici, uite, explică Jason Hickel foarte bine. Și oricum nu-și schimbă partidul. Pentru că el va deveni fie infractor și atunci statul va avea cheltuieli enorme cu el, șeful de post, oamenii care să fie acolo, că lasă-o ce-și dă în cap. Ce mai poate să devină? Alcoolic profesionist, da, acolo dacă nu e deja, sau se îmbolnăvește și le dă și la alții. Aha. Și îmbolnăvește și pe alții, da? Și atunci tu ai o problemă în comunitatea respectivă unde trebuie să aloci niște resurse mult mai mari decât venitul ăla pe care îl dai lui să stea acolo în treaba lui. Pentru că dacă nu-i dai acel venit minim garantat, nu o să se mai spele și așa nu prea se mai spală aici. E tot vina statului. Știi că 77% dintre copiii din România prezintă probleme mari cu dinții?
Dintre copii? Da. Păi da? Colgate a renunțat să mai facă campanii publicitare pentru că nu crește cantitatea de pastă de dinți vândută în România. Da. Nu sunt sigur că e pastă de dinți ce fac ei acolo, dar nu asta e discuția. Nu asta e discuția. O fabrică la Ploiești, fii și tu naționalist local. Nu, asta e discuția cea mai importantă. Acolo se face Colgate sau care? Poluează de ne omoară cu aia, cu Dero, aia care e în mijloc, e singurul oraș cu o fabrică de Dero în mijlocul orașului. Dacă ne aude cineva de la Unilever, aceasta nu a fost o plasare de produse. Așa. De-aia nu mă cheamă lumea în foarte multe locuri, să știi. Am auzit că fugăște de tine ca de ciumă. Da, da, da. Și nici nu vin să discute. Doamna Turcan săptămâna trecută s-a invitat la emisiunea mea să-mi explice viziunea despre lume și Dar am auzit că toți politicienii mai nu fug de tine. Ceea ce ar trebui să fie un brand personal deja. Da, dar eu tâmpenie pentru că eu vreau să discut fix aceste probleme. Și ei nu le pot discuta. N-au noțiunile necesare. Păi au alte probleme. N-au mai deschis o carte de la Harapalba. Asta e problema. Că ei își dau seama într-o discuție de genul ăsta că nu știu, nu au o viziune despre lume. Că viziunea lor despre lume e strâmbă, în opinia mea. Au o vizuină despre lume. Asta da, sigur. Dar aici, bun, și eu vreau să vină niște oameni să mă contrazică, să zică, bă, uite, nu, așa e, ești Dragoș, un bău. Trebuie să te contrazic un pic. Te rog. Uite. Eu înțeleg ce spui tu. Așa. Și e o problemă în care statul, dar asta cu statul, știm amândoi că dacă stai la mila statului nu se întâmplă mare lucru, te se întâmplă de undeva din societate și noi nu avem mecanisme pentru că nu avem antreprenori suficient de puternici care să alieze și să facă chestii împreună sau nu știu, să nu mai spun binefăcători sau oameni care efectiv să își doneze averile cum avem deja în capitalismul ăsta feroce, știi? Mm-hmm. Deci dau averile pentru vaccinuri și fac chestii. Nu. Noi avem o problemă azi, acum, cu niște comunități din care ăia care au avut chef de muncă au plecat, au rămas multe putori. Și când... Nu neapărat chef de muncă. Nevoie. Eu am muncit de frică, frate. Băi, de frică. Nu. De frica de foame. Mie așa muncim, o frică de senzația de foame. De frică de foame. Da. Problema este că noi, cu genul ăsta de educație, nu avem ce să le lăsăm copiilor noștri, că ea habar n-au. Copiii tăi habar n-au ce-i frica de foame. Și tu, ei văd la tine că ție ți-e frică permanent ceva, ei nu înțeleg de ce, o să crească ei probabil un pic anxioși, când o să crească mari, lor nu o să le fie frică de foame, că la tine tot timpul există ceva în frigider. Sunt convins că nu i-a lăsat să facă foamea ca să-i călești cum te-ai călit tu. Ia să crește, ia deschidem la frigiderul, da. Exact. Și atunci, ăia, copiii tăi vor fi dintr-o altă generație, dintr-o altă lume. Mindset-ul tău nu va funcționa la ei. Da. Ok, și atunci... Și în ce fel crezi că e asta o problemă? Te întreb eu, domnul Bucnici. În ce fel credeți dumneavoastră că asta e o problemă a comunității și nu a statului? Pentru că am refuzat să mai aștept să-mi dea statul ceva, pentru că statul este incompetent. Păi nu să-ți dea. Păi și atunci, băi, să te duci să te pună ăștia în guvern. Să de trăiești. Ce? Pentru că ești fix ca ei. Gândești fix ca ei. Adică am încetat să mai... Tocmai ce ți-am spus că sunt incompetenți. Păi da. Și asta e scuza pe care o folosesc ei, tată. Fii atent cum e strategia. Strategia am venit să mă angajez aici pentru că sunt incompetent. Fii atent. Strategia e următoarea. Bă, hai să ținem statul incompetent, prost, slab, nemernic. Da? Un stat absent în foarte multe, aici, Coridorul Îngust este senzațională. Cartea de la autorii De ce eșuează națiunile, au scris Coridorul Îngust. Și ei vorbesc despre statul abuziv, despre statul absent. Ideea este... Avem un stat absent în foarte multe domenii, cum ar fi educația, cum ar fi sănătatea, da? Unde lucrurile nu se întâmplă așa cum ar trebui. Iată, ne scot acum că salariile sunt mari, de-aia nu avem spitale. Noi în această țară nu putem avea și salarii decente în sănătate și spitale, și salarii decente la profesori și școli. Nu, tată, ori, păi bă, ori nu e țară, sunteți stâmpiți. Că asta este, domnul Cățu este de două săptămâni să ne spună că pentru că salariile sunt prea mari în sistemul de sănătate, de-aia nu se construie spitale. Bă, sunteți oligofreni, noi nu vrem asta. Noi vrem o țară aici care să funcționeze. Bun, stai să zic. Așa zic. Și ei zic, e incompetent statul ca administrator. Asta ni se spune de 30 de ani. Au vândut tot, așa să... Să nu uite, Daniel, la montaj să pui... Așa, au belit tot în țara asta cu această scuză. Statul e prost administrator, domne, iată, se vede la CFR, se vede la poștă, se vede peste tot. Ce facem? Hai să le dăm. În momentul când le dai, le-ai dat, ai dat școala, ai dat sănătatea, ai dat toate lucrurile astea... Știu, devii Texas. Nu, frate, ai privatizat și mori. Păi așa înțelegi? E Texas acum. Ăia mor cu zile că au privatizat tot. Da. Și se vede. Exemplu e perfect. Exemplu este extraordinar. Deci dacă vreți un exemplu de țară de lumea a treia unde statul a privatizat tot, luați Texas. Tu ai văzut ce e în Texas? Am văzut, frate. Deci hai să le luăm pe rând. Incredibil.
ăia mor de frig pentru că nu a pregătit nimeni rețelele de curent și de gaze și de apă pentru eventualitatea adică unei ierni. Firea și Nicușor Dan sunt și acolo, tată. La Texas. Nu, acolo este next level. Acolo sunt privatizate. Da. Și companiile au spus, lăsați-ne pe noi, că ne ocupăm noi. Și statul a zis, bine, luați voi. Băi, am mai văzut o chestie din viață, nu știu că ai văzut. Multe din fabricile de procesare a cărnii abatoare sunt tot acolo, știi de ce? Că vin mulți imigranți, care cum fac și nemții cu românii, știi, care îi angajează pe niște firme și n-au drepturi. Da. Și ăia, în timp ce procesează carnea, într-o pauză, când nu mai vin pui, dau jos și se pișe sub bandă. Da, pentru da. Că nu au timp să se ducă la toaletă, pentru că n-au drepturi. Și că la unul, în timp ce lucra acolo, cele mai multe accidente se întâmplă de la cuțitul ăla de lângă tine, când procesează, că au 2-3 secunde la pui. Da. Mi se pare fascinant. Da. Oameni care să facă așa. Se întâmplă și în Europa, adică este, da. Cele mai multe accidente sunt de la cuțitul vecinului de lângă tine și unul a făcut așa și că unul la servici i s-au zdrobit mâinile. Și l-au pus să semneze cu pixul în gură că renunță la orice fel de drept de a da în judecată firma dacă vrea servicii medicale. Uh-huh. Pentru că i-au lăsat să se autoguverneze ca să fie carne ieftină. Iată. Pentru că business. Da. Deci eu sunt de acord când spui că... Eu vreau într-adevăr un stat puternic. Vreau ca educația să fie a statului. Vreau ca spitalele să fie ale statului. Da, dăm un exemplu unde statul este puternic și e bine. Sunt foarte multe exemple. Ai zi de Franța. Păi de ce să nu zic de Franța? Care-i treaba? Îți zic de Franța. Statul e foarte, foarte puternic în Franța. Dar la fel sunt și sindicaliștii. În Franța, dacă vrei să muți o virgulă în legea muncii și să zici, numai, în Franța venitul minim pe oră este 10,04 euro. Așa. Că asta cine citește pe Piketty află toate datele astea care sunt foarte, foarte mișto. În momentul când încerci să umbli la asta în jos, oricât, în secunda 2, sindicaliștii dau foc la mașini, sparg vitrinele magazinelor. De ce? Pentru că sunt șmecheri. La noi ai văzut săptămâna trecută proteste. Niște leșinați fluieră și dau cu niște de-alea. Da. În Franța... Alea nu sindicate. Bă, sindicate sunt alea. Mi-a scris o studentă la medicină să se plângă că doamna Adam, celebra doamna Adam, aia care spunea cum mi-te adresezi tu mie. Nu știi, a fost pe toate canalele, a fost peste tot. Era o doamnă profesoară care spunea așa mult. Cum minte adresezi tu mie? Și ea spuneau, doamna Adam, fals. Și asta mereu zicea alt nume, cu altă titulatură, cu altă, o dementă. A fost scoasă de la catedră și acum revine. Și o copilă doamna din anul... Doamna profesor universitar academician, doctor, da. Conferențiar. Și o fată îmi scrie, domne, să mai ziceți ceva la emisiune, că uite, revine asta. Că nu știu. Și zic, bă, sunteți proști. Rău. Nu poate, nici eu, nici nimeni nu poate rezolva. Problema e la voi, știți că cum? Nimeni nu intră la cursul ei niciodată. De mâine. Bă, eu am scos la liceu 1200 de copii, 2 ore, eram clasa 10-a, 2 ore, i-am pus pe toți să semneze, am avut 6 la purtare pentru chestia asta și discutat în doar consiliu. 6, că n-au avut curaj să dea. Doar 6. Nu, că mi-au luat apărarea profesorii mei. Da? Am scos 1000 și ceva de copii la schimbul de prânz, ultima oră la primul schimb, prima oră la schimbul 2, pentru că n-aveam pază în școală, în 1993. Da? A venit cu presă, s-a scris, s-a nu știu ce, dar ăia trebuia să ne bage la ore. Ne-au băgat la ore promițând că să pune pază în școală. Am avut gardian după 2 săptămâni. Bă, nu intră nimeni. Vi s-a încălcat un drept? Da. Toată lumea, sculele jos, nu mai facem nimic. De mâine, ți s-a încălcat, unde lucrezi? La CFR? Nimeni de la CFR nu mai intră în aia. Unde lucrezi? La... Băi, dacă ar avea PSD-ul măcar 5 ca tine. Nu, aici nu e vorba nici pentru de stânga PSD-ul și de dreapta. Pentru că PSD-ul între noi fie vorba este cel mai mare partid al antreprenorilor din România. Noi nu avem socialiști adevărați care să vină să spună lucrurile așa. Și chiar dacă în fiecare dintre noi este un pic de socialist, ne-au distrus ăștia uitându-ne la ei cât de corupți și de cretini sunt, orice speranță că poți să te mai bazezi pe un stat care să facă lucrurile ca lumea. Da. Pentru că noi am văzut că statul este centralizat, e comunist și e o nenorocire. Da, dar trebuie să înceteze asta cu sclavia, inclusiv din partea antreprenorilor. Adică 90% dintre antreprenorii din România sunt niște jeguri ordinare, niște oameni care vor să-și, inclusiv ăla cu ceafa atâta care are nu știu ce magazin, nu știu unde la țară și e toată ziua metro, deși face cumpărăturile, ăla vrea să schimbe mașina în fiecare an. Asta este ideea de antreprenoria la el. Nu să ia banii, nu să reinvestească, nu să le dea, pentru că și acest capitalist, și cum îl civilizezi pe ăla? Dacă citim istoria acestui capitalism nenorocit,
până să intervină tot felul de băieți precum Friedman, Hayek și toți demenții care ne-au adus în această situație în care suntem azi, capitalismul era în primul rând despre oamenii care lucrau în fabrica respectivă, în al doilea rând despre comunitatea despre care am vorbit până acum, da? Acea comunitate. Cum le facem acestor oameni, angajaților și familiilor lor, deci aceste viața mai bună. Asta s-a întâmplat până în momentul în care a venit un prost, da, gen Jack Welch și toți antreprenorii sufletului și au zis, bă, ne-am gândit la o șmecherie. Hai să fie justificată orice fel de măsură pentru îndestularea acționarilor. În momentul ăla s-a stricat tot jocul. Da. Dar el nu era așa. De asta spun, capitalismul e ok în momentul când are grijă de angajați, de comunitatea respectivă, adică, bă, cum pe comunitatea corporației sunt acționarii. Ce întorc? Păi acționarii, comunitatea corporației. Păi da, de asta corporațiile trebuie să dispară. Dar acționarii corporației care angajează în China copiii nu sunt în China, nu sunt în comunitatea. Este în altă parte, este o chestie. Da. Da. Ei, ideea e că tu dacă funcționezi în China pe dreapta... Sau în România. Sau în România sau oriunde, tu trebuie să ai grijă de comunitatea respectivă. Bă, tu chiar crezi că acționarii unei firme care și-a deschis hala de care ziceai mai devreme în România știu unde e România pe hartă? Nu mă interesează. Știu, ideea e că se va veni ca în Nigeria, vin niște băieți cu niște mitraliere și vin și îți ocupă sediul de acolo. Și tu ai pierdut investiția. Că oamenii vin și zic, pe de-o parte, există două efecte care se pot numi. Oamenii vin și zic, bă, ți-ai făcut fabrica asta. Ai făcut o instigare? Nu, n-am făcut o instigare. Am zis unde se va ajunge când oamenii vor fi atât de disperați. Podcastul ăsta a luat-o pe o parte foarte, 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 foarte abruptă. Oamenii vor fi atât de disperați. Primul efect îl avem. Primul efect este că oamenii nu mai vor să muncească pe nimic. Și felicit pe toți oamenii care nu acceptă salarii de mizerie. Bravo. Care nu acceptă să fie sclavi. Pentru asta trebuie să muncească în paralel, să-și îmbunătățească abilitățile, mulțumesc, în sfârșit. Da. Păi, exact, toată lumea vrea salarii mari, dar nu se pricep. Vin la locul de muncă, pe șantiere, în fabrici, fără experiență profesională. Dar asta nu-ți dă dreptul ție să mă exploatezi. Corect. Trebuie să-mi asigur un salariu pe care amândoi îl considerăm decent. Corect. Nu doar tu. Și dacă forțele de muncă te cheamă la reconversie profesională și nu te duci? Te duci. Ai văzut rapoartele? Pentru că ăștia mint, că tu te iei după ce prezintă ei. Rapoartele oficiale spun că în media anual 1,7 până în 2% dintre cei cărora li s-au oferit curs de așa au refuzat. Atât. Doar atât. Da, și astea sunt cifre care nu trebuie să te intereseze. Bă, refuză 90%? Da, mă interesează, e un fenomen. Refuză 90%? Hai să văd cum îl duc la 30%. Okay. Bă, da, tu când ai până în 10% care refuză, băi, băiatule, tu ce vrei? Toată lumea să fie setată așa, să fie educată în felul ăsta? Sunt oameni care refuză pentru că au crescut la stână, tată. De acord. Eu cred așa, că noi, ca țară, nu am prea multe teorii ale conspirației, dar am și una. Și să-mi zici dacă aberez. Eu cred că ăștia ne-au luat Uniunea Europeană pentru piață de desfacere și pentru forță de muncă ieftină. Da. Dar asta nu e o conspirație, e o realitate. Și noi suntem undeva acolo, grădina aia din spate, unde nu vrei să fie prea frumos, că tu în fața e Franța, Germania, acolo să fie Chateau frumos, mașini scumpe, și acolo poți să mai bagi și SH-uri și ce-ți mai rămâne. Păi, dar de fiecare dată, nu ți se pare interesant că pe exercițiul financiar anterior, cei mai mulți bani s-au dat de la Uniunea Europeană pe reconversie profesională și acum se dau pe agricultură? Ba da. Iar deci noi suntem grădina din spate și forța de muncă ieftină. Da, da, pentru că uite-te la rețeta de la Nutella din Germania și Nutella din România. Îți dau un exemplu. Da? Și ei vin și spun că există directivă europeană, că ei pot adapta rețeta produsului respectiv la gustul local. Adică ce rahat vrei să zici? Că noi avem păr pe limbă păi și gustăm altfel. E mai ieftin în Germania. Nu contează asta. Ideea de ce nu facem noi o Nutella de aici, de la noi? De ce nu facem noi o Nutella? Asta e problema. Pentru că nu suntem lăsați să ne facem procesarea noastră. Ai văzut ce condiții sunt, frate, ca să îndeplinești toate astea făcute inclusiv de ai noștri, de tâmpiții noștri. Că aia când vin inclusiv cu fondurile europene, cu toți zic, bă, vă faceți regulile, ce, cum, în ce fel. Bă, nu se poate așa ceva. Nu se poate la așa noi ceva. Regulile europene se aplică super strict și, spre exemplu, îmi zicea cineva din agricultură că s-a dus într-un schimb de experiență în Austria și că ea fac iaurt bio cu fructe în el.
ceea ce este imposibil, pentru că nu scrie nicăieri că poți să faci, nu iese bio dacă nu pui ceva acolo, să pui ceva că fructul altfel fermentează, nu? Uh-huh. Da? Și atunci austriecii dau copii... Nu, există lucruri care se pot pune, care să fie naturale, care să... Să fie natural, dar iaurtul ăla să rămână bio și să poate fi dat la copii în școli, nu. Noi în România nu putem face... Nu știu că ai văzut, dar nu există iaurt bio cu fructe în el. Eu n-am văzut chestia asta. Mm-hmm. Deci că austriecii ar fi reușit. Am înțeles. Eu nu mănânc produse lactate, sunt foarte dăunătoare pentru sănătatea omului. În general? În general, da. Adică laptele cel puțin este dezastru. Pentru da? Sănătate, da. Eu am observat că îmi face rău gluten în ultima vreme, deși nu, eram împotriva ăstora care au aberația asta cu, știi, cu glutenul. Bă, nu e deloc o fiță. Este o foarte mare problemă pentru că e pus în toate și atunci glutenul ăsta este un lipici, da? Da, frate. Da? Ok. Care e te pus, uflă. Pus în toate, normal că începe să fie dăunător. El nu era dăunător când îl aveai doar în pâine, să zic. Și luai pâine, aia era gluten, nu era o chestie, mai făceai... Noi suntem niște români, o dăm dintr-un alt. Acu e peste tot. Aici, cine crede că asta glutenul e o fiță, îi recomand cartea lui Djokovic. Că, uite, e tot în formă, da? Djokovic, dieta câștigătoare, se numește, a fost tradusă la noi, mi se pare, la Publica, și este extraordinară. Și el vorbește, el... Și titlul ăsta l-a luat pentru că a descoperit la timp faza asta cu glutenul, care este incredibil, a descoperit-o. Știi cum? Povestește în cartea asta, este extraordinar. El avea căderile alea, leșina pe teren, nu putea să ducă meciurile lungi la capăt, avea această problemă. Până când l-a văzut din întâmplare un medic și a zis, ăsta trebuie să scoată, l-a văzut la televizor și... medicul ăsta era căsătorit cu o tipă, na, în Serbia toată lumea cunoaște pe toată lumea, da. Și aia a sunat, bă, vrea să ducă să-l vadă pe ăsta? Eu am descoperit-o mai simplu. Cât am fost plecat, am mâncat numai orez și nu m-am mai balonat. Iată. Cel mai simplu. Super. Eu credeam că așa sunt eu, balonat și constipat, și am scos carnea, nu mai sunt constipat, da. Și n-am mai mâncat pâine și n-am mai avut gaze. Știi cum l-am pus doctorul ăsta să facă pe Djokovic? Că el a zis, nu, e o prostie, eu mănânc pizza de când eram mic. De când eram mic, pentru că ai mei aveau o pizzerie. Am crescut cu ea, am crescut cu pizza. Am crescut cu gemul de prune da. Băgat în colțul de pâine. Și ăsta zice, 2 săptămâni nu mai mânca nimic ce are gluten, nimic. Și după 2 săptămâni așează-te la masă și mănâncă o chiflă cu gluten. Aleșinat. De durere și de rău. Și fantastic. De borătură și de tot, dacă așa îți dai seama dacă se face sau nu. Una peste alta, dacă nu știați deja, Dragoș Pătraru este o capacitate, este o somitate, este un malaxor de cărți, de informație. Citesc mult, da, citesc, am o rutină care deja e de vreo 10 ani, să nu treacă zi fără să citesc măcar 50 de pagini. Și dacă n-ai apucat azi, ideea e că fac check la sfârșit de săptămână. Astfel încât să fie cel puțin 350. Eu îți doresc că dacă faci chestia asta, să ajungi ca cel mai mare socialist pe care îl cunosc, Bill Gates. Așa, zi, mai avem ceva? Deci, o capacitate, este un, ești o forță. Ne luăm și la mișto? Nu e la mișto. Așa. Când spun chestia asta, spun că te-am chemat din respect și din admirație. Trebuie să recunosc că ești mai citit ca mine pentru că ți-ai făcut obiceiul ăsta și deși și eu credeam că sunt prea ocupat ca să citesc atât de mult, eu ascult mai mult cărți. Am reușit să ajung la 18-20 de cărți pe an, ceea ce credeam în altă dată ar fi fost o aberație. Dar tu ești mult înainte. Da, ești... peste 70-80. Exact. Dar ideea e, știi cum am făcut asta? Tot citind o carte despre creier, în care am înțeles cu plasticitatea și care e treaba. Și am zis, bă, fii atent că ideea e că și asta cu inteligența variază de cât de mult bagi. Da. Și am zis, bă, deci aș putea să nu mai fiu atât de prost dacă citesc foarte mult și dacă... Uite, vezi, măcar asta poți să hotărăști. Nu poți să hotărăști să nu fii sărac, dar poți să hotărăști să nu mai fii prost? Da, poți. Și există modalități, că oamenii zic, bă, da, uite, cărțile sunt extraordinar de scumpe, sunt foarte scumpe cărțile. Dar uite, eu am 500 de cărți pe care le recomand, pe care le-am citit și cred că ar trebui să le citească mulți. Nu neapărat evit beletristica la recomandări, pentru că aici e o chestie de gust, da? Dar am aceste cărți la Cafeneaua Nației, în Ploiești, unde ele pot fi împrumutate gratuit.
de oameni. Deci mergeți la Ploiești, vizitați Ploiești și opriți-vă la Cafeneaua Nației pentru o cafea și o 50 de pagini. Da, și oamenii vin acolo, au început să vină să citească, e nebunie cu pandemia. Știți, Ploiești asta? Este un cartier al Bucureștiului unde vă încurajăm să mergeți. Acolo doarme și bucureșteanul Pătraru. Bucureștiul este un cartier al Ploieștiului. Așadar, încă o dată, la masă aici, cred că am putea să mai facem multe chestii împreună, dar măcar atât, să începem de undeva. Am vrut să te vedem altfel decât la emisiune unde vorbești rar ca să înțeleagă toată lumea, apăsat cât să enervezi și deranjant pentru cei care nu-și permit studiouri cu 3 video-uri pe investiția lor. Și, da, și dar nu 3, că nu-mi permit. Da. E mai la mașină. Așa. Ai vezi? Și, a mea e o poveste. Eu pot să scuz chestia asta prin faptul că încerc să fac electromobilitate. Poți să o scuzi. Așa. Și are 10.000 de membri plătitori. Ceea ce arată că genul ăsta de discurs, băi, nu doar enervează, dar și aduce oameni alături de tine. Și ești una dintre vocile din societate de care e nevoie. Nu pot să fiu de acord cu tot ceea ce spui. Bă, dar mi se pare foarte important. Nici nu sunt de multe ori de acord cu ce spun. Întru totul. Asta de vorbă cu un doctor despre asta? Nu știu, poate te ajută un răspuns. Dar eu cred că avem nevoie de voci de genul ăsta în societate până nu, și nu doar de tine. Uite, spre exemplu, la extrema cealaltă, nu știu dacă mă aude, dar o să vreau să-l aduc aici pe Dobrovolski, care e trumpist. Mi se pare trumpist omul. Este republican 100% Trump. Da. Spre Trump, așa. Și ăla trebuie auzit. E absolut dement. Da. Și tu? Eu ultima dată am vrut să dau un pumn în aparat când ascult. La 300.000 de kilometri poate ar merge, nu? Da. Dar mie cred că a fost programată, că am avut săptămâna trecută o problemă cu ea la 299-900 și ceva. Și știi asta cu obsolescența, nu? Bineînțeles. Da. Deteriorarea asta garantată este în toate. Da, dar poate e momentul să te gândești că o variantă fără fum, nu știu, zic... Da, mă gândesc foarte, foarte intens la treaba asta. Și scoteai banii, la 300.000 de kilometri ieșai gratis cu o electrică deja, numai din economia la carburant. Păi îți trebuie banii ăia pe care să iei să-ți cumperi mașina. Păi da, planeta, ai doi copii care vrei să trăiască pe o planetă unde să mai poată respira, unde să nu facă alergii toată ziua de la praful de pe. Am înțeles că am citit chiar un studiu cum că fabricarea bateriilor pentru mașinile electrice. Aici eu nu mă pricep, eu sunt cu mașinile zero. E depășit studiul ăla. E depășit, da? Au început să scoată cobaltul toată lumea. De 2 ani deja. Și nu mai e atât de nasol? Nu mai e cu cobalt, e cu litiu. Litiu este reciclabil peste 90% și durata de viață a bateriilor deocamdată depășește cea mai veche mașină aflată în circulație. Deci nu ai încă baterii care să fie aruncat reciclat și toate daunele totale la mașinile electrice sunt super vânate de băieți care există este o economie secundară pentru baterii de mașini electrice pentru acasă. Bun. Spune și mie, te rog, că uite, studiez această problemă și eu sunt complet... Încercam să duc podcastul pe final, dar e ok! Complet idiot în materie de mașini și de... Spune și mie, te rog. Deci, îmi dai voie să-ți schimb părerea? Spune-mi și mie ce mașină să-mi iau acu electrică. Spune-mi ce drumuri faci. În fiecare zi... Ploiești, Otopeni și înapoi. Da. Și un total de kilometri pe zi? Maxim? 200. 200, perfect. Ești exact la limita celor mai multe mașini electrice accesibile. Ok. Deci poți să-ți iei Renault Zoe, dacă mergi doar tu și faci naveta. Ok. Și pentru drumurile lungi, poți să-ți iei o mașină economică, un hibrid, dacă vrei neapărat să fie mașina ta. Dar câte drumuri lungi faci pe an? Nu, foarte puține. Atunci închiriază. Uh-huh. Și mergi cu o mașină mică, că mergi doar tu mașina de cele mai multe ori, corect? Da. La ce-ți trebuie chestia aia, s-o car după tine? Care ta fier degeaba? Am zis pentru siguranță. Uh-huh. Că mașinile mai mici... pe tehnologie mai nouă, sunt mai sigure decât alea de cu 10 ani. Nu știu că ai văzut smarturile alea date de gard? Ai văzut cum se lovește smartul de un perete de beton? Nu. Uite, să cauți pe YouTube crash test smart, să vezi ce se întâmplă într-un smart și ce se întâmplă într-o mașină mult mai mare. Mm-hmm. Energia cinetică practic trebuie să se descarce undeva, că înțelegi de fizică, da? O mașină de o tonă jumate are energie cinetică, deci decelerează-o de la 60 km la oră, să ajungi la peste 9G. Ok. Într-o mașină mai mică de o tonă, vei avea mult mai puțin energie cinetică. Și dacă este electrică, greutatea este în partea de jos. Șansele să te răstorni scad spre 0,01%. Serios? E aproape imposibil să te mai răstorni într-o mașină electrică, sunt bateriile jos. Este mult mai silențioasă,
te vei simți mai bine la destinație că lipsesc vibrațiile și scomodul? Dar nu e mai bine hibrid decât electric? Nu. Nevastă mea are hibrid. Și? Și ok, mulțumit. Sunt două mașini într-una. Aha. Mai mult, revizii mai scumpe. Dacă vrei, okay. Dacă vrei să faci și economie, să zici că ai făcut o chestie, îți iei o electrică și mergi cu ea 10 ani. Cu electrica, fără să vrea nimic? Aproape nimic. Eu n-am revizii, interval de revizie la mea. Da, bă, dar tu ai o mașină de costă cât o casă. Da, 52 de mii la care am economisit deja 7 mii în 2 ani. Și pe toate cheltuielile economice, Tesla și cu Toyota Camry, 1 la 1. Camry hibrid. Care e aproape la jumătate de preț. Înțelegi? Am înțeles. Deci, dar tot trebuie să produci aia 50 de mii pe care să-i bagi într-o mașină. Nu, dar nu trebuie să-ți iei o Tesla. Așa. Ți-ai să-ți iei un Renault Zoe cu rabla. Ăla cât costă? 21 pic. Aha. De mii. Cu are pe ea tot ce da. Trebuie, nu? Da, aha. Cu tot ce trebuie. Și Renault Zoe asta nouă este o mașină foarte faină. Și mai vine o grămadă. Ai mers cu ea? Da. Da? Da. Avem și un Leaf în curte, dacă vrei să-l dăm să te dai cu el. Aha. Leaf-ul e la limită. 200 de kilometri pe zi e la limită cu el. E acolo. E Nissan, aha. Da. Cu unul de ăsta am mers. Avea cineva de vânzare un prieten? Cea mai ieftină mașină electrică e mai confortabilă decât multe mașini premium prin simplu fapt că nu mai are vibrație și zgomot. Asta da, am după văzut. După aia fumul și uh-huh. economia. Deci eu încerc să te conving pe tine cu argumentele astea cu salvatul planetei, că știu că nu merg la noi. Nu, ba da. De asta vreau să schimb. Okay. Adică de asta vreau să schimb. 30.000 de români mor în fiecare an din cauza poluării. Câți au murit de COVID? Mai puțin. Da, mai puțin. Acum, da, recuperăm. Adică mergem și uite foarte... că pentru poluare nu închidem orașele și nu facem stare da. De urgență. Ideea e, ce am citit la fel, n-aș putea să spun acum exact cartea, dar am citit treaba asta că tot industria de mașini care s-a apucat de electrice sponsorizează cel mai tare toate studiile cu privire la poluare și că poluarea de la mașini este foarte, foarte jos în comparație cu poluarea rafinăriilor, dar rafinăriile nu sunt în centrul orașului. Bine, ba da, mă, dar dracu în ele, la Ploiești, eu am trăit, sunt aia Petrobrazi când ieși, este nenorocire, Lukoil. Dar mă refer la termocentrale. Termocentrale și alte tipuri de fabrici care fac particule, cele mai multe nu sunt în orașe. Tu ai niște mașini care se învârtă în interiorul orașelor și nivelul de particule, nu, vorbim despre particule în suspensie. Dacă s-au dus jos, le-a luat ploaia, s-au dus jos, ai scăpat, să zicem, de ele. E vorba de particule în suspensie. Cel mai simplu experiment este ce au făcut, pe exemplu, în Santiago de Chile. Au înlocuit 10% din flota de autobuze diesel cu electric și a scăzut poluarea la jumătate. Băi, doar de la autobuze. Pentru că autobuzele emit particule fine de la diesel și mișcându-se le țin tot timpul în suspensie. Eu am fost, și tot timpul exemplu ăsta, Să dai la mine, când ai fost la emisiune, ai vrut să dai un exemplu și mi-ai zis că n-ai apucat să-l dai. Da, ăla cu Shenzhenul, cu China. Da. Am fost acum 5 ani și nu se vedea orizontul, era galben la amiază, nu vedeai soarele, nu vedeai cerul, nu vedeai orizontul, linia orizontului. Și am fost acum un an și un pic, acum un an și 3 luni și mi s-a părut Shenzhenul, care s-a mărit mult în ultimii 5 ani, cel mai aerisit și mai liniștit oraș mare în care am fost. Fabulos. Uite, din punctul ăsta de vedere... Pentru că pur și simplu au interzis scuterele pe benzină, toate scuterele sunt electrice, toate biciclete. Nu ai voie să mergi pe două roți decât pe electrică în Shenzhen și este o metropolă. Da, trăiesc foarte multe milioane de oameni acolo, da, toată ziua. Și toate taxiurile sunt electrice și autobuzele. Și mai sunt câțiva proprietari de mașini pe benzină. Dar ai zis și de o țară care rezolva problema poluării. Ziceai tu de o țară. Ce țară? O țară care rezolva problema poluării cu dând... mi-ai povestit tu. Costa Rica mai are chestia asta. Așa. Deci sunt țări care fac deja chestia asta și, uite, Costa Rica și România e foarte asemănătoare ca economie. Și ai zis că aveau poluarea, nu știu cum, și au luat niște măsuri. Da. Câteva măsuri foarte simple. Și China la fel. China este, pentru că sunt o țară foarte mare și foarte oameni care sunt concentrați în metropole. Da. Astea vor fi orașele viitorului. De fapt, suntem aproape de previziunea lui Harari, probabil o să fie câteva decenii, când vom fi din nou 2-3 specii probabil. De oameni. Probabil. Știi? Adică acum vom avea clar în perioada următoare Homo vaccinatus și Homo nevaccinatus. Dar o să fie... Da. Păi nu că Uniunea Europeană a zis că e obligatoriu să ai pașaport. Stai să vezi la ce ajungi. Dar din punctul ăsta de vedere te invidiez extraordinar de mult. Pentru că eu
Pentru că ai mers în atât de multe locuri din care ai învățat probabil cât învăț eu din 20-30 de cărți pe care le citesc, văzând lucrurile astea. Eu nu... Deci știi care e toată fabula asta cu călătoritul? După ce călătorești suficient de multe, îți dai seama că lumea e ok. Da? Nu e atât de mare și e ok și aici. Nu e chiar atât de rău pe cât pare și da. Evit să mă mai încrâncenez atât de tare, pentru că pot să văd și partea bună. Dar hai să ne oprim aici. Am avut o discuție interesantă cu Dragoș. Depășim gata. Toate orele. Am avut o discuție interesantă cu Dragoș la Starea Nației. La momentul la care veți fi văzut voi acest interviu, eu deja am fost marți. A reînceput, nu? Sezonul. Da. Unde pot să urmărească oamenii emisiunea? La Prima TV se vede emisiunea. Cine nu are timp să o vadă la TV, există varianta care se difuzează la TV pe YouTube-ul de la Prima TV, dar există și integral. Varianta integral, dar există și varianta cum să-i zic, mai mult decât integrală, cum ar veni? Că, adică sunt lucrurile pe care noi le super scoatem. Super full, extra. Da, extra ceva. Sunt variante, sunt materiale care nu intră în emisiune, dar pe care noi le tragem și trebuie să tăiem ca să ne încadrăm. La fel, interviurile sunt doar 20 și un pic de minute la TV, ele durează ceva mai mult și variantele astea sunt toate pentru abonații noștri plătitori pe Starea Nației. Mare lucru. Da. Comunitate plătitoare care, uite, vezi, comunitate care plătește pentru că vrea să audă de la cineva care, iată, vorbește și din cărți, dar are și multă experiență. Muncește un pic cam mult, sperăm să nu se prăjească și l-am văzut în vârf de formă pe Dragoș Pătraru aici la IGDLCC. Și cam atât pentru astăzi, sper că v-a plăcut, sper că v-a fost de folos, dați un like, un share și un subscribe și alegeți să deveniți și voi membri plătitori ca să susțineți acest canal pentru a face și astfel de content. Că altfel va trebui să mai facem niște plasări la Unilever, Bigotti și ce n-am mai făcut. Am făcut o grămadă. I-am pe toți. Mac, KFC, ăștia. Toți care vând moarte, toată, da, așa. Da. Și tuturor ne place să Food Panda. Și cam okay. Atât. Bine. Numai bine. Bine.